Eu pot să număr pe degete prietenii pe care i-am, dar cu ei vorbesc cum aș vorbi cu mine. Iar cu lumea în general, ce rost are să stai de vorbă dacă nu spui ce gândești? Ileana Vulpescu a fost o prezență pe cât de discretă în spațiu public, pe atât de puternică în cel literar. Genul ăsta antivedetă, teribil dezmerită. Un om despre care s-a spune că a fost la locul lui, că e la locul lui. De altfel, smerenia e arta de a sta la locul tău, spune cineva mai smart ca mine. Când am să învăț să vorbesc despre tine, mamă, fără să plâng. Internetul ne-a făcut să tăiem din cuvinte, cu drujba am asasinat limba română. Ileana Vulpescu în sine un compliment pentru limba română. A îngrijit-o cu atenție de chirurg. Să învățăm de la Ileana Vulpescu nu doar arta conversației, ci și arta de a îngriji limba română. De ziua românescului dor, haideți să scoatem româna de pe perfuzii. Ileana Vulpescu asta și-a dorit. Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Avem o emisiune împărțită în trei părți. În prima parte, o domnișoară, frumoasă ca o icoană. Ar fi suficient ca în cele 20 de minute în care vei participa, să te filmăm, să ne uităm la tine și să nu facem mai nimic. Se numește Elinca Maria Țoța, este artist. Ești artist, nu? La început de drum, în căutare. A început și eu tot la început de drum sunt, numai că a trecut foarte repede prima parte a drumului. Pictează, o să vedeți ce pictează, face parte dintr-o familie specială, numeroasă în sensul ăsta, sunteți 7 copii, da. Toți artiști? Nu chiar toți. Păi aia care abia s-au născut încă, sau plâng într-un cel fel. Cel mai mic care e 6 ani. 6 ani. Uh-huh. Cântă, râd, dansează, ce fac? Da, cel mic râde toată ziua. Perfect. Și eu fetele cântă. Și fetele cântă toate? Da, toate. Vioară, pian și violoncel. 6 fete și un băiat? Nu, 4 fete și 3 băieți. Păi și ceilalți 2 băieți ce fac? Doar unul râde. Fratele mai mare la drept, termina anul acesta, uh-huh, a făcut 6-ul. Și cel uh-huh mai mic, următorul după mine, uh-huh, acum este într-o căutare și el. Își caută de muncă sau își caută, își caută pasiunea? Pasiunea. Și eu la fel, tot așa sunt, dar cred că de mâine mă ocup, n-am avut timp în ultima vreme. Tu, Ilinca, ești frumoasă ca un dor. Nu știu ce să spun. Nu știi ce să spui? P-am spus eu. Tu nu trebuie să spui nimic, trebuie să spui mulțumesc. Mulțumesc. Dar nu acum, după emisiune, ca să mai câștigăm timp. Așa, spune, de ce pictură, de când ai început, ai 19 ani, mulți înainte? Mulțumesc. Am început de mică, pe la 4-5 ani, ca să zic așa. Ca orice alt copil care desenează, pictează când e mic, încearcă să exploreze mai multe zone. Eram destul de zăpăcit așa la... Eram zăpăiată, mă jucam toată ziua, n-aveam răbdare deloc. Dacă stăteam 10 minute să desenez ceva. În mare așa, drumul meu s-a bazat pe relația maestru-ucenic. Și școala, bineînțeles, și-a adus aportul ei, însă pentru mine asta a însemnat cel mai mult. De când eram mică, mergeam la maicile de la Mănăstirea Diaconești și cumva ele m-au descoperit așa. După... Unde este mănăstirea asta? E departe de București? Da, este destul de departe, pe lângă Bacău. A, lângă Bacău. Mm-hmm. Și acolo m-am apropiat foarte mult de maici. Ca și copil îți găsești dragoste acolo, preajma maicilor și viața lor curată și te atrage foarte mult. Eu stăteam mai pe la animăluțe, așa, mă jucam toată ziua, bineînțeles, și mai ziceam maicile, hai să desenăm o floricică, hai o bisericuță, hai o altceva, și așa ușor, ușor am început să mă apropii și să-mi dau seama că îmi place. Eu eram la școală sportivă, în clasele 1-4, asta am făcut, în de performanță. Sport? Da. Mă vizitam mare campioană, asta era visul meu, drumul Cine meu. Cine era idolul tău, modelul tău? Nu aveam un idol, eram un copil pasionat de ce făcea. Și își dorea să devină campion. Da, îmi doream să fiu foarte bună. Uh-huh. Și cumva anii ăștia de not, 3 ani, 4 ani cât am făcut, că nu mai țin minte exact, mi-au dezvoltat acest simț, nu știu cum să spun, mi-a dezvoltat ambiția. Pe care ambiția mai de apoi, a fi cel mai bun. Da, pe care mai apoi am aplicat-o și în artă, pentru că nu suportam. Să, știu, de obicei se spune că nu vă comparați cu cine e în dreapta, cine e în stânga, compară-te mereu cu cine erai tu înainte. Însă la mine n-a fost chiar așa, adică cumva vedeam o lucrare mai bună,
mă uitam la Marii Măieștri, la fel mă inspiram de acolo. Ce înseamnă Marii Măieștri? Pentru mine cel mai important a fost Rembrandt când eram mică. M-am Ai avut acces atrasă. La informații? Ai avut acces da. La cărți? La... Da, avem o bibliotecă foarte mare a familiei și tata încurajează foarte mult să citim și să... Deci familia a avut un rol important. Extraordinar de important. În educația voastră tuturor... Cel mai important. A celor 7 copii. Și mama să vă crească. Să ne crească de voi. Și tot să ne educe, bineînțeles. Să vă educe. Da. Și să păstreze așa echilibrul acesta de care avem nevoie și majoritatea lumii îl cam pierde. Ce pierde lumea? Echilibru? Echilibru, da. E în dezechilibru lumea, da, practic. Da, așa mi se pare. Uh-huh. Adică, ce fel de dezechilibru? La mine, de exemplu, se aplică... Eu sunt... îmi place foarte mult să lucrez și lucrez așa fără oprire. Și mama cumva mă aduce pe drumul cel bun, adică... încearcă să te scoală, să te extragă din lumea ta asta în care te afunzi până uiți de tine. Și câte 12 ore. Eu nu zic bine? Da. N-ai auzit de mine până acum, dar o să auzi de aici înainte, ca realizator de radio, mă rog, presă scrisă, chiar și televiziune. Cel mai dur ca realizator. Așa, mai departe. Și ai descoperit că îți place să... Hai să le arătăm oamenilor. Să dați în jumătate de ecran ce pictează acest copil de 19 ani, pe numele ei Ilinca Maria Țoța. În primul rând, așa ca arta mea, nu prea... Poate oamenii nu se vor regăsi neapărat, pentru că în România, și cred că asta se întâmplă de fapt în întreaga lume, acum nu mai este promovată o artă academică, o artă riguroasă, o artă cu un studiu bine pus Uite la punct. Ce reprezintă? Acesta este o lucrare intitulată Rugăciune. Am lucrat-o acum 3 sau 4 ani. Așa zi, deci lumea nu mai este riguroasă când vine vorba despre asta. Dar ce face? Mi se pare că ei vor să ajungă cumva la, de exemplu, Picasso. Deci Picasso între 14 și 20 de ani lucra demențial, lucra academic, învăța anatomie, știa omul să desena orice. După care au venit, mă rog, și-a dezvoltat mai mult stilul, a trecut, a simplificat Cine foarte mult formele. Cine aici? Este mama. Mama ta. Da. Și a ajuns la o vârstă la care simplifica foarte mult de el, cunoștea bazele. Ori noi acum vrem să ajungem la Picasso de la bătrânețe și ardem etapele acestea, care sunt cele mai importante, de fapt, bazele. Tu nu ai nicio etapă și ai vrut să parcurgi încet, încet. Asta încerc să fac. Încerc să fac, să nu sar etapele. Da. Ai o expoziție? Da, acum am o expoziție personală în desfășurare la Palatul Mogoșoaia, care are o lucrare centrală cu procesiune cu Vlad Țepeș în Cetatea Târgușorului și schițele premergătoare lucrării celei aici mari. Aici ești tu? Aici este sora mea. Semănați. Am crezut că e una topută și aici? Și aici. Tot mama, tata. Uh-huh. În general, portretele și studiile sunt după membrii familiei. Aici este o altă soră de-a mea. Ce bine că ai avut 6. Da. Adică și ai avut ce să pipezi. Pozează, au răbdare și am ce să lucrez, da. Și care dintre ei are cea mai mare răbdare și se lasă? Mama. Mama? Da. Cum ai descriu-o pe mama ta? Pe mama? Nu, am văzut-o cum o desenezi. Da. E așa, un fel de sfântă pentru tine. Aș descrie foarte frumos e desen. Poftim? Cred că este principalul meu model, de fapt, în viață. Modelul tău. Da. E ca o sfântă pentru tine. Da. Practic, mama și-a sacrificat toată viața ei și cariera. Tu ai face asta? Te-ai sacrificat asta... așa cum a făcut mama ta? De multe ori nu stau și mă gândesc și cred că n-aș fi capabilă să fac asta. Adică acum nu mă consider îndeajuns de puternică încât să renunț la toate planurile La tot mele. Ceea ce ar însemna viața ta. Da. Cariera ta. Ca să mă dedic cu totul familiei mele și copiilor, să cresc copiii așa cum trebuie. Și... mai stai un pic totuși, nu vorbi despre copii. Asta e lucrarea? Da, aceasta este lucrarea care, care este acum expusă la Palatul Mogoșoaia, în galeria. Mă impresionează felul tău de a fi, felul tău de a desena, de a picta. Pentru un copil atât de fragil, la 19 ani, care își dedică una până una alta viața acestei frumoase arte. Nu? Da. Cu școala? Ai vrut să te duci la Sankt Petersburg și nu s-a putut din cauza pandemiei. Da. Fac online acum anul pregătitor. Am Ești obținut. În anul pregătitor. Da. Am obținut o bursă care mi asigură practic cei 7 ani de studiu acolo. 7 ani fiind primul an acesta an pregătitor. Pregătitor plus 6 ani. Da.
Și vei fi departe de casă? Da. La Sankt Petersburg, în Rusia. Știi, ce știi despre Rusia? În primul rând, eu am fost captivată de rigurozitatea lor. Așa, ca... artistică, da, pictor, artistică. Școala de pictură, da, rusească. Adică eu mă duc acolo de pentru Stalin, că... ai auzit? Da. De Lenin? Da. Însă asta, tocmai asta voiam să zic că... Dacă te grăbești un pic, îl mai găsești pe Lenin în păiat expus. Te rog, spune. Practic am fost captivată, asta vreau să înțeleagă și oamenii, de rigurozitatea lor și pe care o arată în orice domeniu, nu doar în artă. Adică au mari maeștri, mari artiști, școala la care vreau eu să mă duc, la Academia Imperială Ilia Repin, ei practic și-au păstrat tradiția de 300 de ani. Ei își cresc profesorii, adică foștilor studenți, după dau un examen ca să ajungă profesorul la ei. Iar tradiția asta este deosebit de importantă, pentru că e început. Deci de asta ai ales. Da. Te-a îndrumat cineva? Cine e maestrul tău? Eu lucrez, tot așa cum am spus, maestru ucenic. Și maestrii mei acum sunt niște iconari, familia Bădescu, care sunt foarte apropiați așa și mă ajută, mă îndrumă în tot. Dar cred... Și ei ți-au zis despre școala imperială? Nu. Școala am descoperit-o căutând pe internet, pur și simplu. Căutând, pur și simplu. Și... ai acces și la informațiile de ultima oră, explorezi și internetul, te uiți la arta asta modernă, îți place și asta, te interesează, cum o vezi? Nu pot să zic că mă interesează acum, însă nici pentru nu pot că tu ai drumul tău? Că, da, nici nu pot să zic că sunt împotrivă. Nepăsătoare. Da, adică oamenii, dacă mă aud, zic că tu ești pe altă cale, altă direcție. Nu, n-am nimic împotrivă, fiecare, tocmai arta eu îți oferă așa o paletă largă de încercări. Numai că nu... Literatura îți place? Da, îmi place mai mult în școală. Acum am... acum totul pentru tine înseamnă pictură, da, nu? Da, și rusa, acum că trebuie să învăț și rusa. Ai început să înveți rusa? Am învățat, da. Ce știi în rusa? Știi vreun poem de-a lui Esenin în rusa? Nu știu povestea. Dar ce știi în rusa? Știu să vorbesc. Hai, spune-mi ceva, întreabă-mă ceva, vorbește. Spune-mi așa în rusă, dacă poți. Auzisem de Matale ca realizator, așa, vag, și tocmai de-aia am venit. Dacă nu erai cât de cât celebru, n-aveam ce să caut la emisiunea asta. Ia să lăși la vas, no, если я не знала, что вы очень известны сейчас, я не хотела уехала здесь. Zici? Da. Așa, și la expoziția asta, aplauze chiar, la expoziția asta au venit oameni? Da, au venit foarte mulți și m-am bucurat enorm, adică fiind COVID-ul și așa, mă așteptam să nu... Uite poze din expoziție. Dar în continuare, tablourile tale, lucrările tale sunt acolo, da? Da, toată lumea. Unde anume? În Cuhnia Brâncovenească, de la Palatul Mogoșaia. La Palatul Mogoșaia, până când vor fi acolo și pot fi văzute? Până la sfârșitul lunii mai, 25. Pot fi și cumpărate? Da. Mai puțin lucrarea cea mare. Mai ales? Mă, cum? Mai puțin lucrarea cea mare. Lucrarea cea mare ales de vânzare. Până acum ai vândut lucrări? Da, am mai vândut, însă nu pot să zic acum că ăsta este scopul meu numărul unu. Adică, fiind încă copil, bineînțeles că stau cu ai mei și... Scopul meu numărul unu e să vând toate cărțile, să vând mai multe cărți, să scap de sărăcie cumva, cu toate că mi-e la fel de teamă de bogăție ca de sărăcie. Acum consider că sunt în anii în care trebuie să învăț cel mai mult, practic, și... Pe asta vreau. Îți impui chestia asta, faci exercițiul ăsta în fiecare zi? Ai un moment în care ai face altfel? Și rigoarea la care... În sensul că îți impui de fiecare dată să lucrezi acum, să nu să vinzi, nu vrei să arzi etapele. Îți impui asta, e o chestie de autoeducație. Da, bineînțeles. Dar sunt și momente în care vrei să o iei razna. În sensul frumos al cuvântului, da, nu? Da, da. Adică știu, de exemplu, sunt zile în care pur și simplu ți-e rău, nu știu, nu ai chef să faci nimic. Bineînțeles că atunci îți impui, mai am orele alea de făcut, am orele alea de lucru, de învățat. Chestie de n-ai încotro, e ca regimul drastic al unui sportiv de performanță, da, până exact. La urmă. Păi, ești într-un cantonament continuu. Și ești pregătită să stai 6 ani în Rusia? Eu zic că da. E greu. E frig? E frig, da. Ai ajuns acolo până acum? Da, am fost acum 2 ani la școala de vară. Cum ți s-a părut Sankt Petersburgul vară? Un oraș foarte frumos. Bine, eu am fost vara, am fost în iulie și era vremea frumoasă. Erau 12 grade, 11 grade, nu? Sau mai multe?
Da, cam așa erau. Dar iar n-am auzit când este. Meu prieten din Gheorgheni mi-a arătat în fiecare vacanță de vară, când stăteam la 30 de grade, că la el la Gheorgheni erau seara 10-11 grade, ca să-mi strice vacanța. Da. Na, eu merg în vară așa, mi-am făcut impresii foarte bune, adică era numai soare și erau nopțile albe. Cum a fost școala de vară? A, nopțile albe? Da. Și pictai toată noaptea? Nu. Aveam un program. Plimbai? Da, mă plimbam ziua. Dimineața aveam programul de lucru de la școala de vară, cam 5-6 ore zilnic, așa erau. După mă plimbam, vizitam muzeele, am fost de vreo 5-6 ore la Ermitaj. M-am nebunit mama mea cu Ermitajul ăsta, că era atât am mers în Rusia pe vremea lui Ceaușescu și toată ziua cu Ermitajul. Mama, Ermitajul, da. Și ce te-a impresionat la Ermitaj? Ce ți-a plăcut? Camera cu Rembrandt, bineînțeles. Nu, îmi plăcea foarte mult, adică asta a fost primul impact. La noi, dacă te duci într-un muzeu, muzeele goale, bate vântul prin ele. Pe când la ei n-aveai loc să arunci un ac la propriu, adică... Adică era lume? Da. Bine, dar era înainte de pandemie sau în general? Da, nu, era înainte de pandemie, acum 2 ani. Și lume? Și lume, turiști? Și turiști, prăpăt. Și artiști, și, de exemplu, din academia asta, unde vreau eu să aplic, ei au și vei practică. Vei aplica, ești în anul pregătitor, e clar. Da, da. E clar că vei aplica. Ei inclusiv lucrează acolo. Adică, și asta pun foarte mult accent pe lucrările vechi, pe reproducere. Uh-huh. Și se duc și lucrează acolo, direct după lucrări. Și e altceva când îl vezi pe... vezi cum a pus tușa de culoare, vezi cum a desenat, vezi cum a văzut lucrurile și înțelege altfel. Și având lucrările și... Bine, și noi avem, dar oamenii nu se duc să le vadă. Văzând acolo cum, ce preocupări au avut respectivii pictorii, altceva, altfel înțelegi forma și tot. Și tot ce s-a întâmplat... Procesul și tot ce... Și, până la urmă, începuturile lor și tot ce a fost. Ce le-ai spune celor tineri, Ilinca? Copii tineri care au 10, 12, 14, 16, 18 ani și care pictează, nu au suficientă încredere în ei? Tu ai suficientă încredere în tine? Sau ai căpătat-o? Sau ești în proces de a căpăta încredere în tine și în ceea ce faci? Nu cred că am... Nu pot să zic că am... 100% încredere în mine, dar am încredere în ceea ce pot să învăț de la cei de dinainte. Ce frumos spus! Pentru că n-ai cum să înveți lucrând după ce în dreapta, ce în stânga, dar ai cum să înveți după cum ți-l pui, cum îți deschizi un album și îți, pur și simplu te simți cu totul atras de lucrarea pe care o vezi. Un album de artă veche. Uh-huh. E clar că atunci poți să... Asta e site-ul Ilincai? Sau ce avem aici? Aici este afișul expoziției. Afișul expoziției, dar e de pe site. Și site-ul ilinca.art. Da. Ilinca.art. Punct.art. Este acolo pe... Da, da, da. Asta este pagina ta de Facebook, da? Și site-ul tău, de fapt. Da, da. Ai și pagina de Facebook, ai și pagina. Mm-hmm. Și asta le-aș spune, să aibă speranță în ce văd că s-a făcut înainte. Adică, și cumva... Așa prins și curaj să treci mai departe și să lucrezi. Deci le spui celor tineri, copii tineri care vor să-și urmeze destinul și talentul până la urmă, să aibă încredere în ei și să își caute drumul într-un fel sau altul. Și să nu renunțe. Învățând, nu? Că exact. E unul care a zis învățați. N-ai cum să ajungi nici măcar la o mică performanță. Să zicem că nu vrei să faci asta neapărat toată viața. Dar n-ai cum să acumulezi atât de multe informații și să ajungi la o anumită, nu știu, măsură a lucrurilor până nu ai câteva zeci, sute, mii de ore de muncă în spate. Și nu de mai studiu, zic, de studiu, desen, da. De lucru. Și nopți nedormite, plâns că nu iese nimic. Și, adică trebuie să treci prin asta. N-ai cum fără. E imposibil, că nimeni nu se naște... Ce ți-a zis producătoarea mea înainte? A fost un moment în care mama ta... A avut o naștere grea și atunci te-ai trezit desenând, pictând. Da. Cum a fost momentul acela? Eram clasa 7, eram micuță. Eram așa destul de speriați cu toții că mama având nașterea aceasta grea, era vorba și să moară și ea și copilul și, mă rog, având deja încă 5 frați, se năștea ultimul, adică. Uh-huh. Eu sunt a doua, prima fată a familiei și practic cădeau foarte multă responsabilitate pe umerii mei, ca să zic așa. Și a fost o perioadă de maturizare și ca om, dar și ca artist, pentru că după o zi plină așa în care mergeam la școală,
stăteam cu frații, trebuia să-i încurajez și pe ei, că erau micuți și, na, mai ales pe fetele cele mici. Ajungeam și mă retrăgeam acolo în atelier și lucram și lucrările ieșeau probabil din supărare, din starea aceea. Din starea aceea, da. Și cumva de incertitudine. Exact. Nu știam ce se va întâmpla cu mama, cu bebelușul. Ne rugam să fie bine și ea și el. Și tata să aibă putere să ne țină pe toți. Și după m-am dus o săptămână așa ca o pauză la mănăstire tot la Diaconești. Și acolo am lucrat o icoană cu Maica Domnului. Și a ieșit asta. Spuneam că nici nu-mi dau seama când am făcut-o. Adică nu știi cum se întâmplă atunci când cineva de sus îți dictează sau îți desenează în locul tău? Da. Deci nu ți-ai dat seama când... Nu, pur și simplu a ieșit și atunci mi-am dat seama că practic tot, adică sunt lucrările la care mă chinui și sute de ore și tot nu iese nimic, și lucrări care este așa de la sine. Și e clar că Dumnezeu îți dă și ți-a când consideră El, adică... Și inspirația vine tot timpul? Nu prea. Nu. Dar și când vine? O las să curgă? O las să o așezi în formele pe care le dorești tu sau pur și simplu să se întâmple? Da, adică o așez, bineînțeles. O așez, da. Nu? Deci ai de fiecare dată această capacitate de a organiza, nu? Exact, da. Deci ca artist așa e cam greu să fiu organizat. Eram foarte riguroasă așa în orice. Spune-mi, te rog, Ilinca, mergi la școală, faci cei încă 5 ani în afară de anul acesta, nu? Sau încă 6. Șase. Încă 6 ani. Cum te vezi peste 7 ani după ce vei fi terminat școala imperială de la Sankt Petersburg? Mă văd înapoi acasă, în România, și visul meu cel mai mare este să aduc ceea ce îmi voi învăța acolo și la noi, să pun bazele, poate reușesc, ale unei școli de artă în România, de artă academică, de artă... Să aibă, practic, copiii și studenții sau elevii care vor fi atunci, să aibă parte de ceea ce eu, să zicem, nu am avut. Nu... Îți place România? Nu te vezi în altă parte? Nu. Clar, nu mă văd în altă parte. Adică mă simt puternic legată de și de țară, și de familie, și de prieteni. Și... Tinerii ziua de astăzi călătoresc, pleacă, da, se stabilesc în altă parte. Fac asta în mod natural și firesc, nu e nimeni de acuzat, nu simți asta? Nu, și nici nu-i acuz că vor să plece. E bine, Doamne, să cunoști, e bine să călătorești. Am fost în atâtea țări. Asta a... Ai fost? Ai călătorit? Da, foarte mult, pentru că părinții au încurajat tocmai, cunoaște. Uh-huh. Adică și dacă nu înțelegi nimic și dacă ești mic, faptul că ai contact cu alți oameni, foarte important, alte, adevărat. Da, alte culturi... Dar vrei să stai aici în România, nu vrei să pleci? Nu, nu vreau să plec. Păi și dacă o să te îndrăgostești de un rus? Nu se poate. Cum nu se poate? Eu m-am îndrăgostit de un român. Ah, păi trec toate, stai. Acolo, ani de zile, știi cum e, ochii care nu se văd. Da, până la urmă, ce zice rusul aici sau nicăieri? Ce facem? Zic că nu se poate. Ce convinsă ești. Ești așa de fermă, dar sunt atât de multe lucruri în viață care nu se întâmplă cum vrem noi sau... Da. Ne dorim într-un fel, stai că m-am mânecat. Nici nu pot să chem Arafat, că e ocupat acum cu relaxările astea. Bun, deci peste 7 ani te vezi aici? Da. Înapoi, încercând să construiești o școală pentru copii, pentru studenți? Și bineînțeles, se urmează și drumul meu așa ca artist. Adică să continui cu lucruri. E normal că vei picta și în toți acești ani. Școala nu înseamnă că nu mai pictezi. Exact. Și... la fel vreau să lucrez odată cu copiii care vor fi atunci la școală. Ai fost inspirată foarte tare de faptul că ai fost la o mănăstire, că ai lucrat cu iconari, cu oameni care sunt în biserică? Da, pentru că ai... asta e ceva foarte important, de fapt. Dacă nu-i vezi pe oamenii aceia lucrând, dacă nu-l vezi pe profesorul care îți spune... cum lucrează și cum el? Cum lucrează. El n-are cum, nici cum să-ți transmită. Și prin ce a trecut el de a lucrat, de a ajuns la respectiva finalitatea lucrării, să zicem. Adică e foarte, foarte important să-l vezi lucrând lângă tine. Și asta și vreau să fac, pentru că, din păcate... Câte ori pictezi, câte ore pictezi pe zi? Cel puțin 5. 5 ore. Și în rest? Și în rest încă 5 de rus acum. De rusă? 5 ore? Da. Zilnic.
E foarte important ca școala să înțelegi limba, să le vorbești limba. Și fiind și la distanță așa deci e 10 ore greu. Sunt practic pentru școală, pentru... Da. Și restul de familie, ieșit pe afară la aer. Da. Dar timp este, niciodată. Timp este, da. Da. Zicem că nu e, dar este. Da, găsim timp. Da. Ilinca, îți mulțumesc mult, mă bucur că ai fost la noi și o să urmărim ceea ce vei face și mai ales că nu o să ajungi la școală acolo și te așteptam cu drag și altă dată. Și rog pe cei care te-au văzut în seara asta în carne și noastră la Marius Tucășoiu, la Alev News, să meargă să vadă această expoziție de la, de la Palatul Mogoșoaia. Mai durează? Cât mai este acolo? Până la sfârșitul lunii mai. Până la sfârșitul lunii mai. Deci până la ora 6 seara. Până la 1 iunie văd lucrările, tablourile acolo. Mulțumesc mult, Ilinca. Baftă, ținem pumnii în tot ceea ce vei face. Urmează partea a doua emisiunii, un artist, un poet, un actor desăvârșit pe numele său Gigi Căciuleanu. Vom vorbi despre dor, vom vorbi despre ce înseamnă lumea în această perioadă, după o scurtă pauză. Partea a doua emisiunii cu domnul Gigi Căciuleanu. În partea a treia ne întâlnim cu Călin Popescu Tăriceanu. Domnul Gigi, dragul meu Gigi, mă bucur să te văd. Știi că e sentimentul ăla când știi că un om așa cum ești tu, cum e Gigi, artistul, un mare artist, Gigi Căciuleanu, că știi că există, că e la Paris și îți face bine că știi că e acolo și știi că e, că există. Ai avut sentimentul ăsta? Ai oameni de care știi și te gândești ce bine că sunt și că sunt acolo, la locul lor, undeva? Da, mă gândesc că sunt bine și dacă n-ar fi la locul lor. Adică dacă ar fi oriunde, tot bine. Sunt pentru că iubesc și pentru că sunt esențiali. Asta vrei să spui, nu? Probabil exact, exact, fel. Exact. La locul lor, nu la o adresă exactă, că sunt în spațiul lor, în eul lor profund și artistic, până la urmă, că nouă ne plac artiști, am avut ghinion în viață. Da, chiar și eu la fel. Da, ce să facem? Artiști suntem toți, eu cred că toți ne-am născut undeva artiști. Se spune că românul e născut poet. Așa spun și cei din Uruguay, cei din Chile, toată lumea s-a născut poet, așa și noi. Dragul meu, trebuie să îți citesc un poem, e cadoul meu pentru tine. E ziua ta și mă bucur că pot să spun în direct și să te văd la mulți ani. Se cheamă De ziua dorului și de ziua lui Gigi Căciuleanu, se cheamă Mi-e dor de tine. N-am avut altă rimă. Mi-e dor de tine, dintr-o întâmplare, dintr-o amintire, care parcă a fost, parcă n-a fost. Mi-e dor de tine ca unui prost, cu rost, fără rost, ca de o cunoscută, de o necunoscută. Mi-e dor de tine ca de un timp, întors în timp, ca de o iubire abstractă, ca de o mantră. Mi-e dor de tine ca de copilărie, Gigi Căciuleanu, ca de prima poezie, ca de o ană, ca de o mamă. Mi-e dor de tine ca de cel ce sunt, ca de o rană în gând, ca de o iubire pierdută, ca de o iubire neștiută. Mi-e dor de tine, Gigi Căciuleanu, ca de un poem nescris, ca de un vis, ca prafului de stele, ca de dragostea vieții mele. Mi-e dor de tine, Gigi Căciuleanu. Minunat, mulțumesc frumos. Și mie, de fapt, e reciproc dorul. Slavă Domnului că este reciproc. Și ți-aș răspunde cu o poezie a lui Topârceanu. Te rog. Că știi, da, zice, dacă nu ne-am fi întâlnit absolut din întâmplare, tu pe altul oarecare tot așa l-ai fi iubit. Da, Topârceanu e mare pentru că e încă negustat, nedestul de gustat. Iar tu ești și mai mare pentru că... Sunt neștiut. N-am reușit să te gust încă. Dar publicul tău te gustă foarte mult și bine și sunt bucuros că ești acolo unde ești, ca să răspund la întrebarea anterioară. Cum e ziua lui Gigi Căciuleanu? Cum au fost zilele tale de naștere de-a lungul timpului? Vreau să ne povestești cum au fost la începuturi, în copilărie, apoi în adolescență, apoi la maturitate, acum la a doua maturitate sau la a treia, a cincea tinerețe. Te ascultăm. Da, nu, e foarte neplăcut o zi de naștere, pentru că te pune să te gândești la tot felul de lucruri la care n-ai vrea să te gândești. Asta de la început, chiar de la începutul începuturilor, de la
de mic copil nu le-am suportat. Pentru că, în primul rând, ca toate, cum e Revelionul, de exemplu, că ar trebui neapărat să-l organizezi, să-ți iasă bine și niciodată nu iese cum trebuie. Cel mai frumos Revelion pe care l-am făcut a fost când am fost invitați cu Ruxandra Racoviță. Eram la Nancy și eram foarte pârliți, foarte săraci, foarte, 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 foarte. Și după spectacol, un milionar, tată milionar american, tatăl unei fetițe care era în balet, ne-a invitat pe toți la el acasă, la hotel, la Grand Hotel, la Nancy, care e în fața teatrului, lângă teatru. Toată lumea s-a pus frumos și ne-am dus. Când am ajuns acolo, o cutiuță cu pișcoturi și o sticlă cu șampanie pentru toți. Am stat noi ce am stat, a sunat 12 ore, 12 bang, 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 flămânzi și însetați, am plecat. Și am luat-o pe Rosella Hightower, pe acea minunată femeie șarpe a dansului, a baletului clasic, fostă solistă a marchizului de Cuevas, o mare, mare vedetă, care era directoarea baletului atunci, și am luat-o pe ea cu Ruxandra și ne-am dus la noi acasă. Și am avut un cârnat așa lung, atâta, un cârnat, și o sticlă, două, de vin de ăla de 2 lei, adică, cum spune un amic al meu, vin de tablă. Adică, așa, de primul. Ne-am distrat, am râs până la 7 dimineața, nu ne-am păsat, și după aia ne-am dat seama că acel cârnat era un cârnat pentru câini. Nu mi-am dat seama, pentru că ronțăia niște oase. Eu l-am cumpărat la primul preț. Primul preț, nu m-am uitat că e pentru căței. Și era cu o șcioare înăuntru. Noi l-am ronțăit, ne-am jucat o minune. Ca să vezi că ceea ce organizezi nu prea se întâmplă niciodată cum vrei tu. Și din ce în ce mi se pare, sunt cu o frică în sân când vine acea zi, zic, aoleu, acum o să înceapă toată lumea, te întreabă câți ani ai. Și ale, vai, ce, acum, atunci nu-mi păsa. Când ai 17 ani, hai. Deci, va, am 17 ani și rau scuchere. Când ai 18, te mai gândești. După aia încep să zici, mă, dacă nu m-ar întreba și toată lumea îți trage în cap, a, dar ce bine arăți, vai, dar ce prost arăți, da, ce vârstă, da, ce nevârstă. Și vreau să citesc o poezie, dacă mă lași. Te rog. Uite, am găsit-o în caietul ăsta, acum câteva zile. Da, te rog. În caietul ăsta, care am scris-o când eram puști, eram la școală, de școală. Și zice așa, am 7 ani, și încă un pic. Adică parcă mai nimic. Nu-mi pasă de ani, că-s bolovani. Îi las din spate, jos, la vale, în timp ce eu mă uit la stele. Vârsta să-și vadă de ale sale. Așa, asta ce frumos! Cât de frumos e poemul ăsta! E atât, da, de frumos. Copil, era scris așa și probabil că era ziua mea, ziua aia, și eram la școală și scriam. Și nici mai știu în ce clasă, nu știu când, în ce an și așa mai departe. Dar spunem cele mai frumoase aniversări, nu fugi de ele. Am înțeles că au fost de multe ori corvoade. Asta cu vârsta nu te mai întreabă nimeni. Și eu mi-aduc aminte când un prieten, făceam 39 de ani, a venit, mi-a zis la mulți ani, mulțumesc, ce? Mergi pe 40. Adică nici nu făcusem bine 39 de ani și el îmi spunea că merg pe 40. Da, de atunci a trecut mult. Cea mai frumoasă aniversare de care ți-aduci aminte, cel mai frumos cadou pe care l-ai primit de-a lungul timpului, și promit că după aia nu te mai chinui cu astea. Da, n-am prea primit cadou. Copil, nu copil, la maturitate, oricând. Păi acum, adică, acum vorbim. Acum. Păi, noi vorbim de a treia copilărie. N-ai a treia copilărie, da. Dar primesc cadouri, de exemplu, foarte multă lume pe care poate i-am pierdut din vedere, care îmi scriu, acum e cu SMS-ul, înainte încăpătai niște cărți poștale. Mie mi se pare acest lucru foarte frumos, nici n-am cum să răspund acum când sunt sute astăzi și mă bucur și le mulțumesc acum pe calea asta, dacă se uită cineva la noi, să le mulțumesc și să le spun cât de emoționat sunt cu aceste mici răvașe, care sunt foarte scurte, cu niște mici emoticoane pe alături, dar care vor să spună că, hai, nu te uităm, nu te uit, mi-e dor, așa mai spus și tu foarte frumos. Nu am foarte multe. Cele mai frumoase aniversări am petrecut, de fapt, când am avut spectacol în ziua aia.
Și atunci n-a trebuit să se facă nimic decât spectacol. Și atunci toată lumea pe scenă, ha-ha-ha, și după aia se făceau bomboane și se tăia torta și... A, mi-amintesc de-o, uite, vezi că mai zgâria la rană. Mi-amintesc că în Chile, chiar în ultimul an, când era asta, acum vreo 10 ani, nu, acum 8 ani, mi-au făcut o tortă mare, mare. Și foarte frumos, foarte, ei sunt când vor, chilienii sunt foarte formali. Uh-huh. Și chiar copiii cu care lucram foarte formali. Și maestro și tralala și tralala și mulțumesc frumos și danke și gracias și muchas. Și deodată unul îmi trage un brânci, mă bagă cu capul în torta aia, m-am sculat cu ea aici. N-am înflorit niciodată mai frumos decât atunci. Am înflorit, am înțeles că atunci, într-adevăr, am împlinit acel an în plus. Dar nu contea care e. L-ai primit drept în față, verde în față sau alb în față? Da, alb în față. Era chiar alb, era cu frișcă. Era ca la filmele cu comici. Exact, care de la începutul comediei. Dragul meu, ne-a părăsit un mare om de liter, un mare scriitoare, Ileana Vulpescu. Am să citesc câteva rânduri apropo de Arta Conversației, o carte pe care am scos-o în Biblioteca pentru Toți, cred că se mai găsește prin colecții particulare cu siguranță, poate și prin anticariate. Și apropo de ce a însemnat Ileana Vulpescu, am să citesc câteva rânduri pentru cei care ne urmăresc, dar și pentru tine. E o seară în care tot ceea ce citesc, te rog să-l iei ca pe un cadou din partea mea de ziua ta, pentru că nu sunt acolo să bem șampanie Franța, nici nu s-au deschis bistrurile, dar cu siguranță vom face asta în curând. Spune așa Ileana Vulpescu, nimeni niciodată, le spunem deseori, fiindcă ne-am dezvățat să le analizăm conținutul, fiindcă vorbim la întâmplare, fiindcă rostim cuvintele fără să le atribuim nicio valoare. Nimeni niciodată, sunt cuvinte definitive cu un conținut sacru, inviolabil, ca un mormânt. Eu nu spun niciodată cuvinte la întâmplare. Sunt cam patetică. De ce n-aș fi? Să ne cenzurăm și noi înșine, nici cu noi înșine, să nu îndrăznim să fim noi? Atunci când, față de cine? Față de viermii cei neadormiți care ne află tainele trupurilor? Dar pe ale sufletelor, ce viermi au să le afle vreodată? Cuvinte. Am un respect pentru cuvânt ca pentru o ființă. Poate pentru că m-a născut și m-a crescut o mamă adăpată la două izvoare ale cuvântului. La cel de la ea din sat, de la Cernați, și la cel al culturii clasice învățat în școli. Cu gura face și își face omul și cel mai mare bine și răul cel mai mare, așa zicea mama. Umblă mama cu vorbele cum ai umbla cu un nou moale. Mă dojenea ea blând când o mai luam eu razna cu gura. Așa învăța să ia din pomul veșnic roditor al cunoașterii. De când am început școala, în fiecare dimineață se uita la mine ca la o icoană și îmi spunea cu un glas rugător și pătrunzător care voia să intre în fiecare fibră din mine. Ai grijă ce vorbești, copilul mamei. Sunt vorbe care, știi tu, te roagă mama. Aflasem și eu că erau vorbe care te puteau evacua în spații mai strâmte decât mansarda noastră din cercului. Cât de frumos! Ileana... Frumos, e mansardă. Ileana Vulpescu, exact. Ce se mai aude pe la Paris? Se aude peste tot. Se deschid pe 19 barurile. Toată lumea construiește verande din astea, terase. Terase. Iar prietena mea, Dede, care e în colț la barul artiștilor, și-a făcut și ea o terasă cu doi vlășgani care bat în cuie niște scânduri. Și am trecut pe lângă ei și am zis, Dede? Ui, Dede. Deci o să mergem la Dede, o să mai avem o cafeluță. E chiar în fața unei librării care e minunată. O librărie care a avut curajul să rămână deschisă, adică librarul a avut curajul, micuță. E o librărie cât camera asta. Acolo pe Rue de Martir, chiar lângă barul lui Dede, care a rămas deschis tot timpul, chiar când s-au închis și s-a declarat că
cititul nu este sau cărțile nu sunt de primă necesitate. Esențiale. Nu l-au arestat, nu l-au bătut, nu l-au nimic, a stat acolo, el stă cu o carte pe un scaun în față și citește tot timpul. Și iar Dede, care nu mai avea barul deschis, i-a dat toată vitrina ei și a umplut-o cu cărți minunate de la el, așa că finalmente cred că a fost o perioadă frumoasă pentru cărți. Da, spune-mi, te rog, ce ți-a lipsit cel mai mult în toată această perioadă, Gigi? Da, bineînțeles că spectacolul sau lucrul, nici măcar spectacolul, dar lucrul pe viu și faptul că, faptul că umbli cu o botniță și oamenii sunt cu niște botnițe pe ei care sunt, eu știu că sunt foarte utile, necesare și așa mai departe, dar este cumplită această anihilare a instrumentului de unde iese vorba. De a, care chipului, a chipului, în primul rând, că e desfigurat. Și a instrumentului de vorbă și de zâmbet și de pupat și de scuipat și de importantă, foarte importantă. Dar, ceea ce e foarte frumos, că ies la iveală ochii. Pentru cei care n-au ochelari, e mai bine pentru că le apar ochii. Dar foarte mulți oameni, fără foarte multor oameni, le-am redescoperit privirile. Ceea ce nu era adevărat. Deci să rămânem cu acest lucru. Bun. Ce mi-a lipsit? Mi-a lipsit faptul că ești privat de libertate. Eu cred că animalele nu fac două lucruri. Ei zic că trei. Una că n-au umor. Hai să o lăsăm baltă, că eu cred că unii câini și pisicile mele au umor. Dar animalele nu torturează de plăcere sau deloc și nu te privează de libertate. Nu. Te omoară, te mănâncă că e foame și la revedere. Corect. Dar nu te bagă într-o cușcă. Noi suntem teribili că acest lucru a devenit pentru noi un fel de leac băgat în cușcă. Ne-am băgat unii pe alții în cușcă, ne-am băgat noi înșine pe noi înșine în cușcă. Nu vorbesc mai de cușca aia cu zăbrele, dar și cușca psihologică în care suntem băgați de dimineață până seara, dar acum a fost foarte vizibilă pentru că n-ai voie la 2 metri. E bine, tinerii nu s-au sinchisit. La Paris au umblat unii peste alții, nicio problemă, nu era voie în bar, perfect. Stăm pe trotuar, unii peste alții, bem bere, ne uităm unii la alții la un centimetru, nu la 2,5 metri cât trebuie sau cât o fi să fie. Și uite, de fapt, pe o terasă ești mult mai apărat pentru că săracul proprietar al terasei pune masa mai departe, nu te lasă să... Scaunele sunt mai departe, nu sunt lipite unul de celălalt, da. Sau în metrou, sau în tren. Eu am luat trenul acum, am venit de la Biarritz. Unii peste alții am stat. Mască, nemască, tot aia e. Ce distanță socială? Deci să... Nici o distanță socială. Apropo de aniversare, uite, mi-am adus aminte și să-mi spui și care a fost cea mai tristă aniversare. Mi-am adus aminte de o aniversare a mea, cred că făceam 16 sau 17 ani și am plecat de acasă, de la Caracal și trebuia să schimb undeva la Coravia, țara mea, Izlaz. Un tărâm al copilăriei și al așa, care în imaginea mea este, rămâne la fel de frumos și neschimbat. E ca un vis pe care nu poate să-l destrame nimeni niciodată. Și de la Corabia nu era cale ferată până la Izlaz și am pierdut acel autobuz, cum era pe vremuri, de autobuzul de legătură. Deci chiar era în noaptea aia, cumva ziua mea de naștere. Și am mers pe jos toată noaptea până dimineața și la început mi s-a părut un coșmar, vreo 40 de kilometri, cred, sau cam așa, o distanță, să merg pe jos de la Corabia la Izlaz. Și am descoperit noaptea aia cerul cu stelele, toate sunetele nopții pe o distanță atât de lungă. Eram fericit și când auzeam, pentru că mi-era un pic teamă, eram cu vorul meu, fluierele paznicilor care păzeau bostanii, bostănăriile unde erau lubenițe, pepeni și așa mai departe. Și dintr-o noapte care era de groază într-un fel, că trebuia să merg atâta timp, a fost o noapte atât de frumoasă, plină de stele, plină de lumini, nu știu de unde apăreau, și de lubeniță, pepene mâncat furat și mâncat pe marginea drumului. Apropo de revelioane pe care le organizezi la perfecție și poate să nu iasă nimic, și o noapte ca asta, o noapte în care era ziua ta de naștere, era o aniversare, și din nimic a fost o noapte fabuloasă. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem. Am să-ți mai citesc ceva foarte frumos apropo de ce ne spunea
acum câțiva ani în urmă despre viață și despre ziua de naștere, pentru că atunci Ileana Vulpescu își serba ziua de naștere și vorbea tocmai de asta. Nu e nimic întâmplător, pentru că e ziua ta de naștere. La mulți ani, Gigi, și îți dorim numai bine. Și într-adevăr, am redescoperit ochii, cât de bine ziceai. Ochii, am redescoperit cât de frumos sunt ochii oamenilor în perioada asta în care s-au purtat mască atâta timp. O scurtă pauză și ne întoarcem la Gigi Căciuleanu. Da, la mulți ani, Gigi Căciuleanu. Ce spunea Ileana Vulpescu apropo de vârstă și de trecerea anilor? Muză mi-a fost viața, cu multele ei necazuri și cu puținele ei bucurii. Impulsul esențial, cele trei virtuți creștine, credința, speranța, iubirea. Câtă iubire e, atâta viață e. Iubirea cu acea importantă componență a ei, mila. Când mă gândesc la tinerețe, nu știu, să râd, să plâng. Tinerețea e o forță în sine, dar trece atât de repede. Atunci nimic nu ți se pare imposibil și nici iremediabil. Câtă nepotrivire între ceea ce ți închipui atunci și ceea ce oferă, și ceea ce ți oferă realitatea. Unde ești, copilărie, cu pădurea ta, cu tot? Trecerea timpului o simțeam cu totul altfel în trecut. Mi se părea că mai e multă vreme înainte. Nu m-am obișnuit cu ideea că a fost mult. A trecut și ce a rămas e puțin, chiar foarte puțin. Cum a trecut timpul? În ce măsură timpul pe care l-ai trăit? Tu, la începuturi, a fost un timp așa iremediabil și trăit cumva cu o intensitate mare și pe repede înainte. Când a stat în loc timpul pentru Gigi Căciuleanu? Când el a mers agale, adante, când a tras aer în piept și a stat înainte de a o lua din loc? Da, niciodată n-am suportat timpul andante. Eu exist numai în stare de urgență, de când mă știu. Și deci nu știu ce înseamnă să... Dacă ești agale, te pleștești, te pleșcă, eu mă pleșcă. Și nu mai pot gândi. Sunt ca un alpinist care se urcă pe un perete și nu se uită în jos că e frică să nu cadă, nu se uită în sus că e frică să nu amețească. Și merge înainte. La perete. Da, așa sunt și eu. Eu cred foarte mult în clipa prezentă. Cred că nu există trecut și nu există. Eu sunt un lector al lui Borges, foarte, foarte asidu și îl iubesc foarte tare și am norocul să-l citesc în original. Un mare poet, un mare filozof și mi se pare că are foarte multă dreptate în acea viziune labirintică a timpului. Și m-am gândit întotdeauna că timpul este ca un fel de disc, cum erau discurile alea negre de vinil. Era un fel de spirală care stătea și acum mergea pe ea. Câteodată acu sărea, vrum, și deodată ajungeai de la o bucățică de timp la alta, dintr-o dată. Și mă gândesc că la această elasticitate, la această posibilitate a timpului de a dansa, de a fi disponibil dansului. Nu la fel să dansezi și să fii disponibil dansului. Să fii disponibil dansului înseamnă să poți să te lași în voia lui. Adică, cum spunea Ilinca Adineaur, ca ceva care vine foarte frumos, a spus... Și sunt convins că acele desene pe care le-am văzut și picturi, unele sunt foarte clar venite din altă parte. Altele nu, le-a făcut ea. Așa ni se întâmplă tuturor. Și atunci timpul joacă rolul de picătură de acid. Când cade și te arde și te electrocutează. Ăsta, da, ăsta e timpul pe care îl iubesc. Timpul, cât mai e, cât n-o mai fi, cât o să fie, să-i fie de bine. Nu-i treaba mea. Să fie sănătos. Să fie sănătos, da. Iar noi să nu ne gândim la timp ca la o povară, ci ca la ceva care te unge pe suflet. Ceva care, peste 5 minute mă întâlnesc cu cineva. Păi acele 5 minute sunt extraordinare. Peste 10 minute intru în cutucă la televizor. Wow! Păi ce poate să fie mai frumos? Peste 3 minute am să telefonez lui Miriam Răducanu. Păi, stai puțin, unde e timpul în chestia asta? Miriam Răducanu e aceeași fată cântând, care dansează pe muzică de Bach, de Ella Fitzgerald, de Maria Tănase. Unde e timpul la toți acești oameni? Nu există. Timpul este o,
o invenție foarte nasoală și tot așa face parte din acele cuști în care ne suntem băgați. Uh-huh. Și nu trebuie să... Eu cred că nimeni nu îmbătrânește. Lumea din jur te îmbătrânește. Eu am dat un poem zicând: eu nu îmbătrânesc, eu mă coc. Și când l-am recitat am greșit și am spus: eu nu îmbătrânesc, eu mă cac. Ceea ce e mult mai urât, dar am vrea să spună ceea ce vrea să spun. Corect. Scuze. Nu, e foarte bine, pentru că e foarte plastică descrierea, apropo de timp. Stau și mă gândesc, apropo de ce spuneai la timp, la acea placă de vinil pe care se mișcă încet și discret acul pick-up-ului și la un moment dat, din cauza unei zgârieturi, sare în alt timp sau un alt contratimp. Viețile noastre au fost cumva la zidul, ca o cursă la zidul morții, știi? Trebuie să nu te oprești niciodată, să mergi, știi, motociclistul care merge, pentru că dacă se oprește, moare. Cam așa am trăit și pe egală măsură cred că am trăit o viață contra cronometru. Hai că facem echipă bună, Căciuleanu, orice ai spune. Și vreau să-ți mai spun ceva, să te întreb ceva. Dacă ai comprima timpul ăsta și l-ai face un dans, care ar fi dansul care ar descrie cel mai bine timpul? L-a făcut Miriam Răducanu la un moment dat și l-am dansat cu ea. Se numea Timpul. Uh-huh. Țin minte o mișcare, era așa, și doar încet, încet se desfăceau brațele și se puneau înapoi. Așa începea și după aia începea o întreagă ieșire din timp și revenire la timp. Cu ea l-am dansat acest dans și de atunci nu pot să mă mai gândesc chiar la acest cuvânt, la cuvântul timp, altfel decât la aceste mișcări care treceau ca un fel de clepsidră. Clepsidra e frumos pentru că poți să o întorci și pe dos. Adică ea curs, ce-a curs, după aceea te-o întorci, bup, și revine. Ceasul nu poate să facă lucrul ăsta. Gigi, o clepsidră cu nisipul ăla care curge poate să o facă. Superb. Hai să ascultăm ceva. Uite, un artist tânăr care scrie foarte frumos și o să se cheamă Oana Holban Vintilă și este un pasaj audio, aș vrea să-l ascultăm. E tot o dedicație pentru tine. E ziua ta, e ziua lui Gigi Căciuleanu și nu știu cum să spune mai frumos, mai abstract, mai interesant la mulți ani. Sigur că la mulți ani le cuprinde pe toate, dar încercăm și alte feluri de a ne exprima, să spunem la mulți ani. Hai să ascultăm. Durata-r neuitarea mea de mine în mine adânc ascunsă. M-a spus de la în amintiri neterminate, neîncepută, neapusă. Pune de la început. Oprești, pune de la început. Oprești. De-ador în gol. Și punem de la început. Dacă noi vorbeam, păi nu dai drumul dacă noi vorbim. Dăm drumul acum din nou. Suntem profesioniști aproape. Zi. Mulțumesc. Ai pus un spectacol care se joacă în această sâmbătă și te rog să le spui celor care ne urmăresc despre ce spectacol. Noi am vorbit pe larg, dar oamenii nu văd toate emisiunile, nu au timp pentru tot ce înseamnă Marius Tucă Show, cu toate că pierd enorm, dar e treaba lor. Spectacolul se joacă sâmbătă la ora 19, e un spectacol realizat de tine? Da, e un spectacol făcut de mine din toate punctele de vedere, în afară de muzică. Muzica este a lui Adrian Nour, un mare, mare dans actor și un mare muzician și un om minunat, cu Alina Petrică și cu Larry Georgescu. Se numește Jungla TV, este într-un fel, mi-a venit ideea de la prima, a titlului, de a titlului mi-a venit de la când am fost prima oară la voi la emisiune și mi-am zis că uite ce prezent este acest TV în lumea noastră și ce adevărată este jungla în care trăim. Și atunci este un spectacol în care foarte mult valoare are textul și cei care se vor duce să se uite la spectacol, dar să ceară broșura textului, care există într-un fel de caiet program, neapărat s-o ceară să aibă textele cu ei. Și apropo de timp, dacă mă lași, ți-aș citi o strofă numai din... Te rog! Da, este dintr-o poezie mai lungă care se cheamă Dansatorul. Dar aceste trei versuri vreau să ți le spun, pentru că rimează cu ce am auzit adinaur și cu ceea ce vorbisem. Contaminat, hai să zic înainte, și măscărit, și rege, și clovn, și spectator, aceluiași corp
și spațiu, stăpân, sunt și vasal. Un pas după un altul, un val după alt val, mă duce, mă aduce, prin amintiri și dor, contaminat de soare, înnebunit de lună, stele aprind și sting, mă ard sau mă topesc. Al meu azi e un mâine și un fără milă ieri. Pe grai un păsăresc venit de nicăieri, nimic altceva nu vreau să povestesc decât pe mine însumi și o dragoste nebună. Ăsta e miezul spectacolului. Cât de frumos! Când l-ai scris? Le tot scriu pe bucățele și le însăilez. Asta anul! Nu cred în ani. Deci, aș ruga să nu spui la mulți ani, ci să-mi spui la multe clipe. La multe clipe. Spune Ileana Vulpescu în acest interviu pentru Jurnalul Național, la rubrica Azi e ziua ta, în 21 mai 2007, atunci când era ziua de naștere a celei care a fost Ileana Vulpescu, zice așa, înaintarea în vârstă o simt ca pe o povară fizică, pentru că, ce e drept, balamalele se uzează odată cu vârsta, poate nu la toată lumea, dar și cu asta mă consolez, îmi spun că așa este. Undeva în Vechiul Testament se spune că vârsta omului este de 70 de ani, cei mai în putere ajung la 80 de ani și tot ce urmează după 80 ar fi chin și durere. Când s-a scris Vechiul Testament, nu cred că s-a născut Ion Iliescu, îmi pare rău, dar e o glumă chiar reușită, dacă îmi dați voie. Atunci am bunul simț să mă uit în buletin, să văd câți ani am și să nu mă mai plâng. În fiecare perioadă a vieții mele s-a întâmplat ceva care să mă facă să nu doresc să mă mai întorc în timp. Mâine, dacă ar veni Dumnezeu și mi-ar spune, vreau să te mai fac de 15 ani încă o dată, aș zice, Doamne, mulțumesc cu ție, du-te la altul. Ileana Vulpescu. Are dreptate. Nici eu n-aș vrea să revin la adolescență pentru nimic în lume. Un chin, o nenorocire. Totdeauna zice, vai, ce bine, 14, 15, dă-i încolo, ducă-se, bine că s-au dus. De ce? Când avem ce avem? Ce ne trebuie altceva? Absolut. Aștept să ne întâlnim la Paris, să mergem la DD, să mergem în librărie să cumpărăm cărți și după aceea la cafenea să stăm, dacă se poate, 24 de ore, să ne uite lumea acolo, la mulți ani ție, unul dintre cei mai frumoși artiști, la multe clipe, Gigi Căciuleanu. Mulțumesc frumos, la fel. Numai bine, sănătate. Da, Gigi Căciuleanu de la Paris, cum o fi la Paris? Noi știm cum e la București, pentru că începând din 15 mai, exact ceea ce vorbeam, peste... Când e 15 mai? Nu mai dat drumul la muzică. Sâmbătă, putem să mergem pe stradă fără să mai putem masca, să renunță și la restricțiile nocturnă. De asemenea, se va renunța la restricție de program pentru operatorii economici, se reau și activitățile sportive în aer liber și alte măsuri restrictive se vor elimina, vor fi eliminate începând cu 1 iunie. Ultima parte a emisiunii noastre, un politician care nu mai are nevoie de nicio prezentare, a fost prim-ministru al României, a fost șef de partid, a fost președinte al Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu. După o scurtă pauză. Business Magazine, cum vor arăta spațiile de birouri după pandemie? După peste un an de muncă de acasă, cei mai mulți dintre angajați vor merge la muncă și chiar e o întrebare, cum vor arăta aceste spații? Citiți Business Magazine. La fel, aflați cum evoluează prețul mașinilor electrice. Până la urmă, cred că o să ne luăm cu toții mașini electrice, dar până atunci îl avem în studioul nostru pe domnul Călin Popescu-Tăriceanu. Bună seara! Da. Ce mai faceți? Știi că... Nu vă așteptați la începutul ăsta? Nu, mă aștept la orice. La orice. Nu știu dacă... E bine să-ți mărturisesc și, bineînțeles, și telespectatorilor. Am o ocupație permanentă, aproape zi de zi. Care e
Păi acea ocupație derivă din faptul că sunt inculpat în două dosare penale. A, și asta vă ocupă tot timpul, cum tot se... Tot timpul, adică mă întâlnesc cu avocații, primesc citații, trebuie să stai acasă, practic, zi de zi, pentru că te trezești, vine poliția cu câte o citație. În fine, și sigur că treaba asta mi ocupă mult timp. Este... într-un fel, cred că reacția sistemului pentru faptul că nu mi-am ținut gura, că am vorbit despre abuzurile grave care s-au petrecut în justiția din România, de abuzurile făcute de DNA, cu complicități din partea serviciilor. Știm bine că la un moment dat a fost scos la iveală celebrul protocol de colaborare dintre SRI și DNA. După aceea, în perioada când eram președinte al Senatului, am făcut două sesizări la Curtea Constituțională în legătură cu nerespectarea normelor constituționale de către doamna Kövesi și DNA și am avut câștig de cauză și cred că lucrurile astea nu se uită. Și atunci, după dosarul pe care l-am avut instrumentat în perioada anilor 2016, anului 2016, de mărturie mincinoasă. Păi a fost achitat acolo. Am fost achitat pentru că în Alta Curte de Casație și Justiție și în completul de 3 și în completul de 5 a analizat și a sancționat abuzurile făcute de DNA în ceea ce mă privește și am câștigat. Dar spuneți-mi, vă rog, de ce nu v-ați ținut gura? Știi de ce, Marius? Pentru că eu mi-am spus următorul lucru. Și nu o spun dintr-o lipsă de modestie. În politică e foarte prost să fii dependent de funcție, de ceva. Da? Eu m-am considerat un om independent. Un om independent este un om liber. De ce m-am considerat un om independent? Pentru că în perioada 92-96, când nu am făcut politică la nivel înalt, mi-am pus pe picioare niște afaceri care mi-au dat o independență materială, financiară. Nu sunt un om bogat, dar nu trăiesc poate din salariu. Și lucrul ăsta, după părerea mea, pentru un om politic e foarte important. Pentru că nu depinzi de funcția în care ești și pentru care ești nevoit câteodată să faci compromisuri ca să ți-o păstrezi. Nu ești dependent de alții ca să-ți asiguri traiul material. Dar se pare că asta nu contează în ziua de astăzi. Păi nu, și ca atare, pe cale de consecință, eu am zis sunt un om independent, sunt un om liber și spun ceea ce gândesc. Și nu am intrat în politică ca să mă căpătuiesc. Am intrat în politică pentru niște principii. La începutul anului 90 eram câțiva care eram idealiști. Poate o să spuneți, erați naivi. Nu știu dacă eram naivi. Nu erați naivi, dar însemna ceva și erați o figură cu totul aparte. Vom vorbi despre perioada aia. Și, nu, da, vă rog. Da, și pentru principiile astea pentru care am intrat în politică, nu am încetat să lupt, să spunem așa. Nu am încetat să militez. La viața cumva să fac am înțeles. Știu că ați făcut asta până acum, adică până când nu ați intrat în Parlament. Și probabil că vom vorbi și despre asta. Dar viața cumva e nedreaptă. Ludovic Orban, care nu a avut serviciu, sau servici, cum se spune, da, a ajuns prim-ministru, este președinte al Camerei Deputaților, conduce România. Dumneavoastră nu ați intrat în Parlament. Bun. Acum, cum am putea explica asta? Marius, e o schimbare de generație, este o schimbare de percepție. După cum s-a văzut, oamenii au crezut că există, că fac parte probabil dintr-o generație care s-a consumat. Pentru dumneavoastră nu e nedrept lucrul ăsta? Sau spuneți, eu am fost prim-ministru în perioada 2004-2008, am fost președinte al Senatului, cariera mea politică... Nu pot să spun că am o carieră politică neîmplinită. Tocmai. Eu cred că mai aveam ceva de spus în politica românească, având în vedere... Că mai aveați de spus adevărul, că în ultimii ani ați cam spus adevărul și asta v-a costat. Și m-a costat și, în fine, sigur, astea sunt riscurile meseriei. Dar sunt chestiuni personale. Cu Orban ați început acum 20 de ani. Nu, 30. 30 de ani, mai rău. Nu, să-ți spun ceva. Viața politică românească pe care am parcurs-o a suferit un moment de cotitură foarte nefericit după alegerile din 2004.
Ce s-a întâmplat atunci? Cei de la PSD au făcut, după părerea mea, o greșeală strategică, pentru că l-au amenințat pe Băsescu că îl bagă în pușcărie cu dosarul Flota. Ăsta e un tip ranchiunos și care a scăpat de această chestiune. PSD-ul n-a mai luat decizia de a-l băga în închisoare, pentru că părerea mea că ar fi putut să o facă. Știm dar foarte bine că el s-a așteptat în fiecare zi să vină să fie arestat în legătură cu dosarul Flota. Știi lucrul și asta le spunea celor apropiați. Sigur. Și o știți și dumneavoastră, da, că erați atunci, da, înainte de a face alianța. E, după 2005, când a fost ales președinte, a zis Stanițel că rezolvi o problemă cu țepele din Piața Victoriei și cu vânătoarea adversarilor. Și el s-a întors împotriva adversarilor lui politici, dar nu în maniera politică care a fost folosită sau care s-ar folosi în mod normal. Nu. El a mers la distrugerea adversarilor, adică inclusiv distrugerea fizică, nu prin lichidare, dar prin ceea ce a pățit Adrian Năstase și alții. Au fost, să zic așa, polițele plătite sub flamura, sub egida luptei anticorupție. Și sub flamura alianței, da. Nu chiar, că asta nu era o acțiune asumată la nivelul alianței. Asta era, Băsescu era președinte, avea câmpul lui de acțiune și cine modalitățile. Era da, să știi că numirea procurorilor, ascultă-mă puțin, Marius, numirea procurorilor, eu știu foarte bine, nu trebuie... numirea judecătorilor. Bun, dar erați acolo, da. Când s-a schimbat cel căruia nu-i se spune numele? Pentru că ați fost în campanie împreună, avem imagine, avem, știm foarte bine. Alianța, da... însemna Băsescu și Călin Popescu-Tăricianu. Deci, la scurt timp după alegerile din 2000, alegerile ambele și alegerile și parlamentare și prezidențiale, și parlamentare, Băsescu, pe motivul necesității urgentării reformei legilor justiției, la care trebuie spus adevărul, PSD-ul punea o anumită frână, a spus, domne, nu o să reușim să facem lucrul ăsta și singura soluție este să declanșăm alegeri anticipate. Uh-huh. Și vreau să spun că pe moment păream să fiu de acord. M-am dus și am împărtășit această idee colegilor mei de la PNL, din conducerea PNL-ului și în final s-a ajuns la o discuție față în față între conducerea PNL, am participat evident și eu, și Băsescu, în care... i s-au pus lui Băsescu niște întrebări de baraj. Dom'le, ok, facem alegeri anticipate, dar ce facem până la alegeri? Cine e prim-ministru? Cine va fi prim-ministru după? Și atunci el, fără să vrea, s-a devoalat. De fapt, el ce vrea să facă? El vrea să provoace alegerile anticipate. Ca să scape de mine ca prim-ministru și să pună un prim-ministru din partea PD-ului. Și din momentul ăla s-a tăiat, s-a rupt alianța da, practic. Da, după aia au început numai contre. Tot timpul contre. Asta este ceea ce s-a întâmplat, din păcate. Haideți să vă arăt niște imagini. Spun din păcate de ce? Pentru că noi am fi putut să facem mult mai multe lucruri, mă refer la guvern. Normal. Da. Haideți să vedem niște imagini interesante, să le comentăm împreună. Eu unde le văd? Poftiți? Unde le văd eu? Unde le vedeți? De ce monitor? În monitorul acela din fața dumneavoastră. Da. Ok, bine. Haideți să le dăm drumul. Da. Mai bun la o... noua ediție specială a emisiunii Marius Tucăl Show. În această seară, invitatul nostru este primul ministru al României, domnul Călin Popescu-Tăriceanu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Vă aduceți aminte ultima întâlnire dintre... Mi-am adus aminte și ultima întâlnire și ultima întâlnire pe care am avut-o înainte de a intra în emisiune. Ați avut un moment de sinceritate extraordinar la acea întâlnire, în momentul în care v-am întrebat dacă vreți să fiți primul ministru, în cazul în care alianța va câștiga alegerile, mă rog, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, a spus da, vreau să fiu prim-ministru. Și ați abordat lucrul ăsta cu un anumit curaj. Ați crezut în șansa dumneavoastră atunci când a spus? Credeam că avem o șansă și e normal într-o luptă electorală, dacă nu crezi măcar tu în propria ta șansă, atunci n-are rost să te baci. Nu-mi imaginam că în seara drăgosticilor o să fim împreună aici și o să stăm de vorbă despre taxe, impozite, accize, da, lumea despre să nu creadă fiscalitate. Că nu facem declarații. Nu, absolut nu, pentru că nici nu o să vorbim un șapte în primul rând. Am să vă propun un joc foarte serios. Vreau să fiți pe rând cetățeanul Călin Popescu-Tăriceanu, omul de afaceri Călin Popescu-Tăriceanu, pentru că asta a și fost ani de zile. După aceea să fiți
omul politic Călin Popescu-Tăriceanu și abia în ultimul rând primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu. Și nu întâmplător vă spun asta. Am vorbit de relaxare fiscală, am vorbit de cota unică de impozitare și haideți să vedem ce a ieșit până acum. În primul rând, e vorba de cota unică de impozitare, o cotă care dumneavoastră, ca om de rând, vă aduce un beneficiu. Pentru că, nu-i așa, aveți mai mulți bani la salariu. Cât ați fi câștigat? Ca prim-ministru și eu am, ca și alți salariați, am bani mai mulți la salariu. Pot să spun că, practic, toți salariații din sectorul bugetar și nu numai, au de câștigat în urma acestei măsuri și să știți că este ceea ce am și vizat. Prin introducerea cotei unice, am vizat ca oamenii să câștige mai bine, pentru că în campania electorală am vorbit despre creșterea bunăstării. Creșterea bunăstării nu se poate face decât în acest mod foarte clar și foarte direct. Și nu numai atât. Am mai spus ceva, că dorim ca cei care câștigă bine să poată câștiga și mai bine dacă doresc să muncească mai mult. Există și anumite critici, pot să vă spun, am remarcat și nu le desconsider. Păi nu stați că le luăm acum. Nu, chiar dacă permiteți să avansez. Au fost critici potrivit cărora cei care au venituri modeste nu câștigă din această măsură. Da, dar și celor care au venituri modeste le dăm posibilitatea ca să poată munci mai mult și să nu fie descurajați dacă muncesc mai mult, că sunt și mai mult impozitați, și din contră, dacă muncesc mai mult, să câștige mai mult. Cred că am greșit atunci. Acum 60 ani, de ce? Da, știi de ce? Că am spus, dom'le, cine vrea să câștige mai mult, să muncească mai mult. Greșit. Nu e foarte greșit. Total greșit. Da, greșit. Total greșit. Da, nu e popular. Cum au fost acești 4 ani funcția de prim-ministru? Cum președinte ostil, pentru că erați... Da. De la bun început, Marius, aproape... trebuie să-ți spun că după ce am ajuns prim-ministru, am avut multe nopți de insomnii și dureri de cap. De ce? Pentru că principala problemă cu care mă urma să mă confrunt era aderarea la Uniunea Europeană într-un termen de 2 ani, la 1 ianuarie 2007. Da? Iar România avea niște rămâneri în urmă colosale pe foarte multe capitole. Nu erau încheiate negocierile pe toate capitolele. La Bruxelles nu era o atitudine foarte prietenoasă. Mai era și situația Bulgariei, care era în urma noastră. Da. Și am sezizat de la început că cei de la Uniunea Europeană vor vrea să ne bage împreună. E bine, au urmat 2 ani de efort foarte mare. Am beneficiat de o structură de suport care se numea Secretariatul Permanent pentru Afaceri Europene, moștenită de la guvernul Năstase. Eu nu m-am apucat să distrug tot ce a făcut guvernul precedent. Această structură era încadrată cu niște profesioniști care cunoșteau foarte bine dosarele și cu care am început să muncim pe brânci. Eu, ca prim-ministru, nu am crezut, pentru că aveam o experiență administrativă și de business, nu am crezut că e suficient să dai dispoziții și treburile să rezolvă. În România, din păcate, nici astăzi lucrurile nu merg așa. Ca atare, ca prim-ministru, urmăream, conduceam ședințele în care discutam dosarele de aderare europeană, urmăream fiecare dosar și în felul ăsta am dus la bun sfârșit această sarcină. Am făcut o greșeală. La sfârșitul perioadei la care am aderat la Uniunea Europeană, eu am crezut că am pus pe șină toată administrația care a învățat acum și va face. Și nu am mai fost atât de sever, poate... Ferm în a urmări ceea ce se întâmplă după. Da? Cred că trebuia să mențin exact același stil. Da? Eu mi-am imaginat, domne, au fost 2 ani de eforturi, s-au închegat echipele, s-au rodat și știu ce să facă mai departe. Este un mers irreversibil și așa mai departe. Uite că n-a fost așa. Da. Care a fost cea mai neplăcută întâmplare din perioada în care ați fost prim-ministru? Ceva care v-a șocat, să spunem, care v-a pus pe gânduri. Nu mai știu să fac o clasificare, dar au fost multe momente. Pe mine, de exemplu, un lucru care m-a deranjat foarte tare a fost faptul că s-a instalat o adversitate între mine ca prim-ministru și Băsescu. Băsescu ataca permanent, fie guvernul, fie pe mine personal. Au fost oameni care și-au pierdut pozițiile de miniștri ca după aia să fie găsiți nevinovați. Atanasiu de la armată, Paul Păcuraru, Tudor Chioariu și așa mai departe, care au plătit, să zic, cu funcția, până la urmă, cu prestigiu, cu cariera lor,
În fine, mi-am consumat și eu energiile, ne-am mirosit energiile într-o luptă absolut prostească. România ar fi putut și eu aș fi putut să fac mult mai mult. Sigur că am făcut niște lucruri de care sunt bucuros, sunt mândru, am reușit privatizarea băncii comerciale cu o sumă care a fost cea mai mare sumă plătită pentru privatizarea unei bănci în Europa Centrală, nu, în Europa Centrală și de Est. Nu am mers mai departe cu privatizarea cecului pentru că pe baza sfaturilor primite de la fostul prim-ministru al Portugaliei, care mi-a acordat, ca să zic așa, consultanță, mi-a împărtășit din experiența lui înainte de a ajunge prim-ministru. Ați mai făcut un lucru, ați ținut legătura cu presa, domnule prim-ministru. Da. Ceea ce astăzi nu se mai întâmplă sau se face la nivel personal, atunci era o chestie instituționalizată. Eu mi-aduc aminte, șefii de ziare, șefii de televiziuni participau regulat la o întâlnire cu primul ministru, unde se discutau chestiuni. Și discutam și mai puțin formal. Absolut, lucru care nu mai există astăzi. V-ați făcut prieteni atunci, v-ați făcut dușmani mari? Cum a fost viața personală amestecată cu viața profesională din punctul ăsta de vedere? Când deții o astfel de funcție, viața de familie, viața personală, se duce pe apa sâmbetei. Asta îți spun... foarte greu mai găsești există, timp. Da. Nu prea mai, foarte greu mai găsești timp să ți Cât stăteați la guvern la Palatul Victoria? De dimineață de la 9 până seara la 11. Deci practic viața toată însemna Palatul Victoria, funcția de prim-ministru, întâlniri. Să-ți povestesc ceva amuzant. Foarte multă lume îmi spune: "Cât ai fost prim-ministru, ai călătorit mult?" Da, ai vizitat mult. Nu, păi cum când ai fost? Păi erau vizitele așa. Mi-aduc aminte, am fost în Suedia, în vizită oficială. M-am întâlnit cu primul ministru, m-a primit inclusiv regele. Am plecat de dimineață cu avionul, seara mă întorceam înapoi. Nu vizitai nimic. Da? Nu aveai timp să vizitezi. Deci am văzut toate țările, în toate țările Europei și n-am văzut nimic. Nu vizitai nimic. Nu vizitai nimic. Erau întâlniri una după alta, un program foarte încărcat și cu asta... Prieteni buni pe care i-ați făcut sau pe care i-ați pierdut? Mi-am făcut niște... Aveam deja multe contacte la nivel internațional care m-au ajutat pentru ca să-mi duc la bun sfârșit misiunea de aderare la Uniunea Europeană cu mulți liberali europeni. Tatăl premierului, fostului premier al Belgiei, Michel, care este acum președintele Consiliului European. Lui Michel, tatăl lui. Hans van Balen, care a fost... S-a prăpădit, din păcate, acum o săptămână. A fost liderul partidului ALDE în Uniunea Europeană. Nelly Kroes, comisarul olandez pentru competiție și piață liberă. Franco Frattini, comisarul italian pentru justiție. În fine. Ați rămas cu aceste legături? Să am rămas cu aceste legături, da. Sigur, e normal, ne-am mai întâlnit la reuniuni internaționale, dar, în fine, în politică, atenție, eu spun, o să spun câteva adevăruri care poate pe unii o să-i șocheze. În politică nu există prietenie, există interese, din păcate. Sunt, sigur, și oameni de bună calitate pe care am cunoscut cu 30 de ani în urmă și cu care am rămas în relație, dar în rest prevalează interesul, cum e și normal. Și ca să lumea să înțeleagă puțin mai bine, când aveam vizitele oficiale în calitate de prim-ministru și mă întâlneam cu omologii mei, se întâmpla în mod regulat următoarea scenă. Omologul meu din diferite țări, n-am să dau acum nume că... Da? După ce se terminau convorbirile oficiale, îmi spunea, zice, dragul meu Călin, vrei să stăm puțin de vorbă în tet-a-tet? Sigur că da. Da. Despre ce era vorba? Păi zice, uite, am în România una, două, trei, cinci firme care desfășoară diferite activități economice și vreau să-i susțin să-și poată duce la deci îndeplinire... Deci își haina de prim-ministru, da, după care trecea la lucruri concrete și, legate de firme. Da. Și mie nu mi se părea ceva anormal. Susținea interesele firmelor statului pe care îl reprezenta. E foarte corect, da? Pentru că e vorba de interese. Ați făcut asta?
Nu. Dar știi de ce? Pentru că eu n-aveam măcar o firmă românească care să activeze să în țările respective acolo și, și să-i spun omologului meu, bine, pentru că era normal să fi făcut. Sigur, și nu ar fi fost nici... Eu cred că... Bun, pe mine probabil că DNA-ul m-ar fi acuzat de trafic de influență sau mai știu ce aberație, dar vreau să spun că asta era o chestiune curentă. Deci, acum că putem să trecem în felul ăsta ușor într-un alt plan. Ce s-a întâmplat sau ce este cu Uniunea Europeană? Eu am un oarecare gust amar și nu numai eu. Am văzut de curând și la un alt fost prim-ministru care a spus, domne, nu seamănă Uniunea Europeană de astăzi cu ce a fost, cu aia pe care am cunoscut-o noi. Pot să spun și eu același lucru. Am constatat că după ce ne-am imaginat, am avut anumite naivități, în fine, te duci la o masă unde sunt 27-28 de țări, unde în principiu toți sunt egali ca un vot, dar unde fiecare are în spate o agendă națională. Există o agendă europeană și o agendă națională. Nu întotdeauna ele sunt aliniate. Eu am văzut premierii Marii Britanii, premierii Olandei, și nu am să-i citesc pe toți, care la masa Consiliului European, unde participam cu regularitate, n-am lipsit o singură dată, acum premierii României nu mai participă la Consiliul, se duce președintele, care nu are nicio pârghie executivă ca după ce se duce la Consiliul European să transpună în țară ceea ce se convine acolo, ce s-a convenit. Da? E bine, deci acolo am văzut că fiecare își apăra și interesul național și nu așa oricum, cu multă cerbicie, cu foarte multă cerbicie. Să ajungea la negocieri, stăteam câteodată noaptea până târziu, a fost un impas la un moment dat cu Polonia, de totul s-a reportat până dimineață la ora 3. Nu s-a schimbat nimic, în continuare sunt probleme cu Polonia. Nu sunt probleme, își cunosc interesul. Își cunosc interesul. Și când am fost în vizită oficială în Polonia, și acum ca președinte, mă rog, mai recent să zicem, nu acum, da, ca președinte al Senatului, am discutat cu liderii politici polonezi și am constatat, nu cu surprindere, nu, fără surprindere, am constatat că există practic o identitate de probleme cu care ei se confruntă și aceleași probleme ne confruntăm și noi cu ele. Fie că e vorba de probleme politice, fie că e vorba de probleme economice și așa mai departe. Deci, da, din păcate, cei care au urmat, mă rog, la conducerea statului în ultimii 10 ani, 15 ani, nu i-a interesat această competiție în care România să-și poată și ea, nu impune punctul de vedere, dar celelalte probleme când să se discută să se armonizeze fost, și cu noi. Parcă noi am fost angajați Uniunii Europene, da, nu, da, de parcă n-am fost membri cu dreptul de plină. Luăm o scurtă pauză și avem de discutat, avem multe de discutat. Pauză. Am o cască. Aici îmi spun întrebările și în funcție dacă întrebările sunt proaste, le pun și eu, dacă nu, pun altele. Apropo de anii 90, am imaginea, eram tânăr reporter și erau câțiva liberari care scoseseră capul și erau destul de vizibili. Călin Popescu Tăriceanu, Dinu Patriciu, Dumnezeu să-l ierte, Viorel Cataramă, Horia Rusu. Horia Rusu, e adevărat. Boroianu. Da, Radu Cojocaru, Andrei Chiliman. Dar cam ăștia erau cei mai dinamici și așa mai departe. În primul rând, Patriciu, Cataramă și Horia Rusu. Cam ăștia erau. Și în 90, noi am luat hotărârea eroică să ne despărțim de PNL și am fondat PNL Partidul Național Aripa Tânără. Aripa Tânără. Bine, și mai era Radu Câmpeanu, care era un monument. Și s-a lipit la noi un grup de tineri. Atenție! Uh-huh. Cine era grupul de tineri? Crin Antonescu? Nu. Nu, no, mult mai târziu a venit. Ludovic Orban. Sorin Pantiș, da. Ludovic Orban, Sărac. Dan Trepcea. Da. S-au pierdut cei mai mulți dintre ei. Da. Nu, da, erau trei figuri. Astea erau foarte clare. Și erau, da. Deci era Călin Popescu Tăriceanu, Viorel Cataramă și Dinu Patriciu. Și Horia Rusu. Uite că mi-am adus aminte acum. Horia, să știi că era foarte... El era bănățean, știi, așa, mai reținut, mai dar erau un... Voi ăștia de care vorbesc, da, destul de dinamici, adică, domnule, erați imaginea liberalismului. Am avut expunere multă și știi de ce cred eu? Că spre deosebire de PNC, unde tineretul, unde ăștia în vârstă era Coposu, Diaconescu și tineretul era Ionescu Galben și cu nu știu mai care, care erau tot de 80 de ani ca și... Da. La PNL noi am reprezentat generația tânără, noi aveam 38-39 de ani, corect, toți, 40 de ani. Bun, dacă ar fi să vă întoarceți acum în timp, cu care dintre
cei pe care i-am enumerat ați pleca la drum? Sunt încă într-o relație apropiată cu Radu Cojocaru. Nu, cu care ați mai ați plecat cu ei, având în vedere tot ce s-a întâmplat? Da, uite ce se întâmplă. N-am avut dispute politice majore cu niciunul din ei. N-am făcut afaceri împreună și lucrul ăsta iarăși e foarte bine, că de la afaceri se întâmplă multe lucruri. Însă am observat în timp, sigur, i-am observat și profilul, caracterul fiecăruia. Și astăzi, de exemplu, după atâția ani, spuneam, am rămas în relații bune cu Radu Cojocaru, cu Andrei Chiliman, care din păcate a avut de suferit și el în urma unui proces în care a fost acuzat, dar achitat. N-aș avea nicio ezitare să la un moment dat era un război pe viață și pe moarte între Patriciu și Cataramă. De la ce a pornit? Ei, nu pot să spun. De la lucruri lumești. Aoleu! Da? Da. Era ceva, i-am văzut pe cred amândoi că era, nu, făcând că, niște declarații imposibile deci, din punctul ce de se vedere. Întâmplă? Erau și astea și mai era și, cred că fiecare e un, mă rog, concurența. Cataramă e orgolios, Patriciu era și el orgolios. Și avea motive. Nu era un om oarecare. E un tip care, cred că, ca om de afaceri, a realizat ceva remarcabil. Adică construcția pe care a făcut-o el pe business-ul lui cu Rompetrolul și asta, mie mi se pare o care realizare... Care e imaginea liberal? Care... Dați-mi un exemplu. Liberalul absolut care reprezintă tot ce a însemnat mișcarea liberală în România. Persoana de față se exclud. Da. Puteți fi unul dintre ei, asta e adevărat. Ați fost și prim-ministru și președinte al PNL multă vreme, ați fost și președinte al Senatului. O să te surprindă. Deci, toți cei, în afară de mine, toți ceilalți, au fost și ei persoane care au avut o expunere mediatică și care, prin ceea ce au făcut, politic sau în business, au demonstrat nume, că sunt liberali. Nume. Dar dacă e să stau să analizez pentru cei pe care îi cunosc, un om care are o formație liberală profundă și o gândire liberală nezdruncinată este fostul ministru al culturii, Daniel Barbu. Când, da, el da, este, un personaj, e un om un care politic, aș spune un om... că poate fi considerat, nu a făcut foarte multă teorie liberală în România, dar a scris cărți. Când v-ați certat cu Crin Antonescu? Certat e mult spus. Când v-ați despărțit? Păi eram despărțiți. Deci în perioada mandatului meu de prim-ministru, nu, stai puțin, Marius, în perioada mandatului meu de prim-ministru, eu îi consideram pe toți, sigur că poate exista un fel în capul unora o competiție latentă, dar eu eram totuși liderul partidului și prim-ministru. Și au fost două momente în care i-am propus lui Crin Antonescu să preia o funcție ministerială. Odată la Ministerul de Externe și odată la Ministerul Educației. Și în ambele dăți a refuzat. De ce a refuzat? Pot să bănuiesc, pot să intuiesc că vrea să se păstreze imaculat și să găsească un moment în care să iasă în față. Și a făcut lucrul ăsta și după alegerile parlamentare din 2008 s-a organizat un congres al PNL-ului așa cum era normal. La acel congres și-a depus și el candidatura, am candidat și eu ca președinte în funcție și a câștigat el. Ceea ce, mă rog, a fost decizia... V-a căzut greu înfrângerea. Nu mi-a căzut bine, pentru că ce se întâmplă, noi scosesem un scor în condițiile alea de adversitate cu PNL-ul. Și au fost două elemente care au fost speculate atunci. Unul din elemente a fost că nu am intrat la guvernare. Unii mi-au reproșat că de ce n-am intrat din nou, că de ce n-am acceptat. Păi, condițiile pe care le punea Băsescu să intrăm la guvernare era să fie PD-ul Vioara întâi și noi să fim Vioara a doua. Și eu le-am spus, atenție că nu o să fie bine, o să fim de umplutură, o să facă Băsescu ce vrea cu prim-ministru și noi nu o să contăm. Dar mulți s-ar fi vrut cu orice preț. E bine, ăsta a fost un lucru. Al doilea lucru, la începutul 2009, nu mi-au deschis dosar penal, dar a explodat o bombă, un scandal. Și anume, dacă vă aduceți aminte, așa numitul dosar Sterling. Da. Legat de licențe de explorare a petrolului la Marea Neagră. Marea nu, Neagră. Eu spun asta nu pentru tine neapărat, ci pentru telespectatori. Bineînțeles că da, dar... Și
Eu eram acuzat că am aprobat aceste licențe. Nu aprobasem nimic, ele fuseră aprobate din perioada lui Stolojan, iar ăștia de la firma Sterling luaseră o aprobare de la Agenția Națională de Resurse Minerale să-și pună contractul în conformitate cu legea petrolului adoptată în 2002. Atenție, nu aveați timp să citiți tot, dar unul dintre cele mai reușite pamflete ale mele erau legate de faptul că dumneavoastră, atunci când erați prim-ministru, a spus că economia duduie și că e departe criza de noi. Dar stai să termin cu ceea ce spuneam cu dosarul. Deci, în momentul în care a izbucnit acest scandal, mulți din PNL, da? Dar s-au lepădat. Nu, li s-a făcut teamă și au spus, au fost discuții care nu au parvenit. Și nu au mai intrat. Și au spus, băi, vedeți, aceeași chestie care i-au pregătit-o lui Năstase, eu pregătesc și lui Tăricianu și ăsta o să reprezinte piatra de moare care o să tragă în jos PNL-ul. Economia nu duduia. Sau părea că duduie pentru că nu știam atunci că mecanismele astea ale economiei de piață sunt atât de legate între ele structural și așa mai departe, că s-a întâmplat în America și a distrus în bună parte și Europa. Dar n-a duduit atunci, dar rămâne între noi, nu mai spuneți la nimic. Atunci când am spus, atunci mergea bine economia, dar după aia la scurt timp n-a mai duduit. Păi da, pentru că a venit criza mondială, ne-a afectat și pe noi ca pe toți. Știți de ce nu v-ați dat seama că vine criza mondială? Pentru că zgomotul de la duduială era surzitor. Era surzitor. Când nu, a știut Călin Popescu rezultatele economice de cei 4 ani, după părerea mea, certifică că economia a mers nu bine, foarte bine. A mers bine. Când a înțeles Călin Popescu Tăriceanu că partenerul său de coaliție, de alianță, a construit un întreg sistem condus de Coldea și Chioveș? Când? Mai târziu, cred că prin 2012-2014. Era prea târziu, domnul prim-ministru. Era târziu. Păi. Da. Da, dar eu nu mai aveam nicio funcție, eram, ca păi să zic așa, spectator. Aia, din 2004 până în 2008 asta a făcut. Nu, deci, da. Păi, dar dumneavoastră a spus mai devreme că și-a trimis toți contra... Ce se întâmplă? Construcția asta n-a fost așa. Normal că n-a fost. A fost graduală. Peste noapte. A fost graduală. Lucrurile au luat-o însă rău de tot din loc, adică au început derapajele în perioada care v-am vorbit. Și culmea a fost că în 2014 tot mecanismul ăsta s-a întors ca un bumerang chiar împotriva lui Băsescu. Și asta nu spun eu, spune el. Bilețelul cu care v-ați dus, țin minte, bilețelul l-am văzut. Dar nu, eu nu m-am dus cu niciun bilet. Deci, ce se întâmplă? Hai să lămurim lucrurile. Eu i-am trimis o notă, nu era un bilețel, era o notă cu antetul primului ministru. Nu era o chestie, domne, suntem prieteni, nu știu ce. Și dacă era pe așa baza că era unui, chestia, pe baza care era atașat unui document... În legătură cu Dino Patriciu. Unui document, nu în legătură cu Patriciu, ci în legătură cu abuzurile pe care le făceau procurorii. Tocat, dar știați că se întâmplă asta și v-au tocat cu acest bilețel. Eu m-am întâlnit cu Elena Udrea. Trebuie să măturisesc să-mi arate acest bilețel că există, că se tot vorbea de el. Nu mi l-a dat, sănătate la mulți ani. Era așa, cum m-a arătat-o pisicii și de fapt al confirmării că există acest bilețel. Deci eu am primit o sezizare în legătură cu abuzurile făcute în dosarul Rompetrol. Înseamnă că știați, ce se întâmplă în justiția din România. Dom'le, erau niște semnale. Și, nu și eu acest lucru l-am trimis și președintelui să ia cunoștință. Ceea ce eu zic că este absolut normal. Putem discuta de cel căruia nu îi se spune numele. S-a bazat pe lașitatea unei întregi clase politice. Și pe, dacă vreți, competiția chiar din interiorul partidelor. Trădarea lui Năstase și punerea la dispoziție. Și asta s-a întâmplat când erați prim-ministru. Și știți că subprim-ministru este ministrul justiției? Eu suport criticile, dar nu în perioada... Critic. Nu, stai puțin. Nu, pe nu cine mă deranjează. Ministrul justiției? Ministrul justiției a fost întâi... Monica Macovei, după aceea a urmat o perioadă Tudor Chioariu și... Pe dumneavoastră v-ați concentrat foarte tare pe Uniunea Europeană, pe ministerile economice... Și Băsescu avea miniștrii lui. Acapararea instituțiilor și pârghilor de putere de către Băsescu s-a făcut gradual. Sigur că anumite mișcări le-a început ajungeau în perioada, și ajungeau la dumneavoastră. Ajungeau prin ricoșeu, cum ți-am spus, cu punerea sub acuzare a unor miniștri, scoaterea lor din dispozitiv, care urmărea slăbirea PNL-ului. Ulterior, văzând că lucrurile astea funcționează, el a dorit să asigure practic un control total asupra pârghilor de putere, asupra instituțiilor de putere din România.
servicii, procuratură, curte constituțională, tot. Instanțe de judecată și așa mai departe. Și lucrurile au evoluat, după cum știi, la un moment dat, în 2014, la început, și asta este o chestiune care am discutat-o chiar cu persoana la care fac referire, adică să fie clar cu Băsescu, el mi-a spus, zice, dom'le, s-au întors toți împotriva mea. Da, eu știu mărturisirile ale lui atunci. Au avut de suferit așa. Fata lui, generele lui, fratele lui, pentru că nepotul sistemul, lui și, bineînțeles, sistemul, nelipsita din peisaj, doamna... Pentru că sistemul Udea era pe picioarele lui suficient de puternic. Sistemul a înțeles că la finele lui 2014 rămâne fără stăpân. Nu, a înțeles mai devreme, pentru că toate astea cu fratele lui și așa mai departe s-au întâmplat înainte de a termina mandatul. Păi înainte, eu am zis, eu, el a terminat la finele lui 2014. Păi da, asta se întâmplau încă din 2012. Da. Și apropo de condamnarea lui Udrea, de arestarea lui Udrea, dosarele Udrea și așa mai departe. Marius, au fost într-adevăr, cum spui, lașități din partea unora, complicități din partea altora. Știți de ce? Pentru că toți credeau că lor nu li se întâmplă. Că da, nu li se întâmplă și că doi vor ajunge ei în locul celor care erau în funcție. Așa este. Din păcate, pe malurile Dâmboviței se întâmplă asta. Spuneți-mi, vă rog, punem față în față regimul Băsescu de atunci, nu în 2014, când puterea ajunsese la cei pe care îi delegase și pe care Elena Udrea și cu el îi trimiteau după țigări, Coldea, Chioveși, l-a figurat. Nu știu dacă i-a trimis chiar după țigări, cum... Da, eu am înțeles la... Știți foarte bine ce s-a întâmplat. Metafora, am și înțeles-o. În ce măsură sistemul de atunci și regimul de atunci seamănă cu cel de astăzi? Mai seamănă. Mai seamănă pentru că anumite, cum să zic eu, metode, anumite canale de... Metodele înseamnă oameni. Ele sunt puse în aplicare. Metodele înseamnă oameni, anumiți deci există oameni. Există structuri. Există oameni în sistem? Hai să spun ceva. Oamenii care erau atunci au cam rămas cu anumite excepții. Sigur, notabile, e adevărat. Chioveși a plecat la Bruxelles, Coldea a fost scos din dispozitiv, dar Coldea nu era singur, că bănuiesc că nu făcea el totul în... Păi mai era și Maior. Mai era și Maior, da. Helvig a avut un rol foarte important, pentru că, dacă ne aducem aminte, el a fost cel care a scos pe masă celebrul protocol de colaborare. Fără el și astăzi nu știu ce s-ar fi întâmplat. S-au rupt niște legături, dar unii oameni au rămas în dispozitiv. Mai răspund ei câteodată dacă li se dau comenzi sau nu. Folosește actualul președinte când are nevoie pentru... E care... un sistem care s-a construit în 15 ani, domnule președinte. Domnule prim-ministru. Nu am avut senzația că s-a dorit... Deci, atenție, la instalarea lui Iohannis, eu am avut așa... un moment în fine... Primul mandat. În primul mandat, da, am avut un moment în care am zis, domne, e bine să schimbă lucrurile, pentru că s-a dus la o CSM, la o ședință la CSM și a avut un discurs. A avut un discurs. Știu foarte bine discurs. Da. Și am zis, gata, în fine, scăpăm, intrăm în normalitate, adică justiția va fi independentă, serviciile vor intra din nou în cazarmă, își vor vedea de treabă și așa mai departe. Nu prea am impresia că s-a rezolvat chiar așa cum ar fi trebuit. Da? Nu știu ce să zic, vă ascult. Păi nu știu, eu spun, acum e un punct de vedere, poate e alt punct de vedere, poate o să-mi spui. Nu știu că am alt punct de vedere, eu spun că e un sistem care s-a construit temeinic în 10 ani și că ceea ce însemnau serviciile pe vremuri și ni se părea așa că e mai mult fabulație, de fapt în România s-a întâmplat. Pentru că serviciile și instituțiile de forță au condus România. Și evident. Cred că prietenul nostru, Klaus Werner Iohannis, a fost în bună măsură pus de servicii. Deci formula pe care am folosit-o. Al doilea mandat în 2009, sufrageria. De ce n-ați fost în sufrageria lui Oprea? Păi nu eram între cei aleși. În seara aia. Nu. Deci formula pe care și eu, dar nu numai eu, am folosit-o cu statul paralel, e ceea ce vorbeai tu înainte. Da. În România a funcționat. De ce a fost posibil acest lucru în România? În afară de lașitățile de care vorbeam, de dorința unora de a parveni, eu am început să de a-i locui pe alții. Mă uit puțin după ce aveți două dosare, vă ocupă în fiecare... Nu, altceva vreau să spun. Da. Când eram președintele Senatului, domnule, la un moment dat am zis, hai să înțeleg ce se întâmplă la Comisia de Supraveghere a Serviciilor. Știi ce erau comisiile astea două care se supraveghează SRI și SIE? Era un fel de
cum să zic eu așa, de tovărășie, unde se întâlneau. Unii veneau și povesteau niște banalități, ăștia ai noștri parlamentari, îi serveau pe aia cu cafele, ceaiuri, nu știu ce, și ieșeau și spuneau, dumne, totul e în regulă. Îi mai erau și întâlnirile de în pădure. Nu erau băgați în seamă ăștia de la... Deci, Marius, trebuie să spun că la începutul mandatului de președinte al Senatului am vorbit cu colegii mei, câțiva dintre ei, de la aceste comisii, și le-am spus, mă, eu am impresia că voi nu știți ce înseamnă să faceți controlul serviciilor. Nici eu nu am o specializare în chestiunea asta. Uite, vă propun ceva. Ia duceți-vă voi în țărca Germania, Franța, unde mai și vreți vedeți voi. Cum se face și vedeți, controlul. Vorbiți cu ăștia care sunt colegii voștri din comisiile respective și înțelegeți ce trebuie. Ce înseamnă controlul civil asupra serviciilor. Pentru că voi sunteți pe post de mazete. Și s-au dus și, într-adevăr, au început să vină și mi-au spus, domnule, atenție, atenție, fii atent. Au venit din Italia și au spus așa, la ce informații au acces membrii Comisiei de Control a Serviciilor? Și ei au spus, la orice informație, la noi nu, aia nu se poate, aia nu se poate, zice, la orice informație, cu excepția celor referitoare la operațiile în curs de derulare. Operațiunile în curs de derulare. În rest, nu există nicio opreliște. La noi ăștia se uitau la firmele, dădeau, nu știu, reviste să vadă și spuneau că își fac treaba. Nu spun că asta e singura vină a comisiilor. Nu, dar vezi, e un întreg mecanism știți că care zilele s-a viciat. Stăți ocupat cu dosare, dar zilele trecute s-au votat pe ultimii 5 ani raportul activității SRI în Parlament, domnule prim-ministru. Luăm o scurtă pauză. Fără să se dezbată. Hey, mai avem 3 minute, domnul prim-ministru. Au trecut repede. Foarte repede, prea repede. Prea repede. Și acum ce se întâmplă cu România? În pandemie, cu economia României? România este, ascultă-mă, ce vrei să spun? Folosind o metaforă, ori o frânză în vânt, așa pe care o bate vântul în care încotro, fie o navă pe mare care nu mai are cârmă sau pânze, da? Nu e nimic. Suntem a șasea țară ca mărime în Europa și nu contăm. La masa Europei nu contăm. Aia sunt liniștiți. Incredibil. Știu de România că ei vor că România va spune da mereu. De ce n-ați intrat în Parlament? N-am avut mesajul potrivit pentru alegători. Eu nu caut. Vă găsiți vinovății? Da. Alianța, cu, asta spun. Alianța cu Victor Ponta? Nu, eu cred că alianța cu Victor Ponta a fost mișcarea bună. Dar mesajul meu, al lui, n-a fost credibil. Nu i-a interesat pe cetățeni. Cetățenii au vrut schimbare. E, a venit schimbarea, asta e noua garnitură. Veți mai face politică? Nu cred. Serios? Serios, da. Nu cred. Nu știu, poate peste 4 ani vom vedea că oamenii încep să realizeze ceva. Am îndoieli. Asta e un anunț care mă pune pe gânduri. Totuși un om politic care a trecut prin toate funcțiile, mai puțin funcția supremă în stat, să spună că da, dacă a pus ghetele publicul, în cui. Dacă publicul își dorește altceva, își dorește oameni care n-au experiență. Dar când v-ați luat dumneavoastră după public? Păi nu m-am luat, dar eu văd ce se întâmplă. S-a întâmplat. Publicul ne-a dat la o parte. Au ales așa. Nu-i oameni care n-au experiență politică, da? N-au experiență administrativă, foarte necesară. N-au experiență managerială. Nu au... Nu e un anunț ăsta că Călin Popescu Tăricianu nu mai vrea să facă politică? Nu e anunțul? Nu e anunțul care poate unii și l-ar dori. Eu sunt foarte realist. Este un moment la care societatea românească, publicul, electoratul, o parte de aia care au votat, au vrut o schimbare, să aducă o nouă garnitură. Eu și la partidul pe care l-am condus până acum, am vorbit cu colegii mei și le-am spus, dragilor, este un rezultat pe care eu nu pot să nu îl văd, mi-l asum, e un eșec pe care mi-l asum, vreau să vă rog generația mai tânără să preluați frâiele. Și asta de ce s-a și întâmplat la președinție în 2019? V-a fost frică? Nu, pentru că nu aș fi vrut să fac a doua oară o figură de complezență. Fără un partid puternic în spate sau fără o alianță puternică în spate, nu aveam o șansă cât de cât de reușită. Și atunci ar fi fost înțelegerea pe care o avusesem cu PSD-ul ca să facem o alianță care să mă susțină s-a anulat, doamna Dăncilă a vrut să candideze ea și în condițiile astea
nu mai aveam șanse nici măcar să ies probabil pe locul 3, pentru că partidul pe care îl conducea Malde era destul de afectat în urma alianței pe care am avut-o cu PSD-ul. Deci de ce era afectat? Ce ați făcut în această guvernare să fiți așa afectați? Păi, s-a pus în mișcare începând din 2018, din toamna lui 2018, un mecanism puternic. Eu zic că s-a pus din 2017, de atunci de când coordonanța 13. Au început poate, toate. Poate, poate. Și a fost o campanie susținută care a prins... Hai să vă pun o întrebare dură. Da. Ca să nu zic nasoală, cu toate că nu stă în caracter, mai ales în televiziune. V-ați gândit că în acești ultimi 2-3 ani ați fost sub vremi? Ca politician? Dacă e o taie aici, aș nu mai pun. Adică nu e problemă. Nu, nu. Ați simțit, ați avut vreodată sentimentul ăsta că ceea ce se întâmplă în lumea care se dezvoltă, lumea politică, clasa politică, partidele, electoratul, nu vă mai regăsiți? În anumite privințe, da. Dar eu sunt un luptător și nu am... Păi văd că ați renunțat. Nu, păi nu, stați puțin. 30 de ani nu sunt, n-am renunțat. Dar sigur am văzut că este o schimbare. Ați renunțat în al 32-lea. În momentul în care, Marius, numai partidul pe care îl reprezinți, nu mai intră în Parlament, nu mai ești în Parlament, totuși trebuie să te gândești că e ceva care s-a schimbat și trebuie domnul să ții cont. Domnul prim-ministru, Băsescu și-a dat demisia din Parlament. S-a dus la Constanța, că vezi, Doamne, că vrea să răspundă acuzațiilor. Am scris un articol, țin minte și acum, du-te să-ți dea Dumnezeu sănătate la Constanța, să te văd în port, să dai la hamsie toată viața. Și de acolo, dându-și demisia din Parlament, demisia din orice funcție, s-a întors, l-a dat jos pe Peter Roman, a ajuns ministru, a ajuns... primarul general al Capitalei. A ajuns știu președinte istoria. 10 ani. Știu istoria. O știți mai bine ca mine, că ați fost nu acolo. Nu știu mai bine, dar o știu. Adică, nu mare știu lucrurile astea. Nu că erau alte, nu că erau alte vremuri. Ceea ce povestești tu sunt vremuri de acum 20 de ani. În memorii ale. În memorii ale. Da, dar nu credeam că renunțați. Renunțați pentru că aveți aceste dosare? Nu cred e picătura care deci, a umplut paharul? Stai puțin, Marius, că vreau să fiu foarte sincer. Eu cred că dacă m-aș fi sforțat să rămân în continuare în fruntea partidului pe care l-am înființat cu colegii mei împreună ALDE și cu aceste două dosare în cârcă, aș fi deschis gura și de fiecare dată mi s-ar fi dat în cap cu aceste două dosare, aș fi dăunat foarte mult acțiunii partidului și colegilor mei. Și eu cred că așa e mai bine. În condițiile astea, cel puțin o perioadă, mă retrag, o să încerc să-mi rezolv problemele cu aceste dosare și după aia voi mai vedea. Ok. Orban? Orban a făcut mari progrese și era de 10 ori mai bun decât e Câțu ca prim-ministru, dar nu știu ce s-a întâmplat. A făcut o greșeală sau i-a sucit mâna la spate? Atunci, i-a sucit mâna la spate? Iohannis, nu știu. Cu demisia? Da. Câțu? Habar n-are ce e să fii prim-ministru. Dar bine, el n-a... Dom'le, nu, vorbesc serios. Gorghiu stă la cotitură. Și așteaptă. Dan Barna? Barna. Habar n-am. Cioloș? Cioloș, un tip foarte ambițios. Rost de ambiții, dar nu pe dinăuntru știu. Sau pe din afară? Nicușor Dan? Aoleo, Doamne. Ce garnitură. Auzi? Am tunat. Am tunat și i-am adunat, știi că așa se spune. Așa se spune. Da. Marcel? Ciolacu? A, Ciolacu foarte abil, foarte abil. Ciumaroșie. Da, o să vedeți că ăsta stă așa ca un motan la pândă și prinde în 2024, nu știu. În 2024 ce face Ciolacu? Hai, uimiți-mă acum. Vreau să râd la final cu gura până la urechi. O să joace un rol important în se deci schimbă garniturile, pleacă deci Iohannis. Ciolacu până în 2024 ce o să fac? Doamne, partidul se reface. Partidul în opoziție o să se refacă. Eu cred că se transformă. Se transformă, da. Nu știu, hai să râdem atunci. Raed Arafat? E
folosit de paratrăznet, nu vezi că n-apare nimeni pe problemele astea, nu mai apare nimeni pe probleme de COVID, pandemie, îl pun pe Arafat, care n-are o funcție politică, ce să-i se întâmple lui? Vlad Voiculescu? Pe la băieții cu epoleți a dus, dar l-au abandonat. Nu. Deci, eu sunt uimit. Timpuri noi, nu? Asta este, sau vremuri grele? Da. Timpuri noi sau vremuri grele? Știi că era o vorbă la începutul anilor 90, la vremuri noi, tot noi. Ei, au trecut 30 de ani, la vremuri noi, tot noi. Tot ăștia sunt acum copii. Eu am făcut la un moment dat o butadă, știi? Că butada era următoarea. Copiii securiștilor noștri sunt securiștii copiilor noștri. Perfect. Iohannis? Iohannis e așa de încântat de funcția pe care o deține și de instrumentele de aș fi crezut funcției. Că el se bucură de instrumentele Iohannis funcției, știi, de atributele funcției. Prim-ministru de la Grifco să fie 10 ani președintele României? Nu, atunci nu credeam. De Victor ce spuneți? Cum vedeți viitorul lui în politică? Victor e un tip care e tânăr și are, după părerea mea, șanse mari să revină în politică. Și cred că, bine, el nici n-a anunțat că ar avea vreo intenție de retragere. Stă o perioadă mai retras și cred că păi să mai joace un rol în viitor. Să tu stai la Istanbul retras, ce să spun? Nu știu dacă stă la Istanbul. Liviu Dragnea? Liviu Dragnea... Punct final plătește, în politică? Cred că o bună perioadă de vreme, nu știu. El a făcut... Cred că a mers, a avut încredere că cineva o să-l scape când, de fapt, soarta lui era pecetluită. Tu spui că din 2017, eu spun că din toamna lui 2018. Dar și cartea pe care a jucat-o, Ordonanța 13 și tot cealaltă, trebuia să plece în secunda aia, pentru că tot calul de bătaie a devenit el. Și Ciuma Roșie a fost el prin acel dosar, iar execuția, și eu cred că la un moment dat a simțit sau a crezut că nu o să-i se întâmplă nimic. Regimul te execută, pentru că aici s-a întâmplat de fiecare dată cu toți cei care la un moment dat au crezut că o să scape. Iar ultimul exemplu este Chirica de la Iași, da? A trecut de la PSD la PNL. Da? I-au spus toți penalii, nu știu ce, iar acum... Hai să-ți mai spun ceva, Marius, și poate lucrul ăsta o să îi surprindă pe unii sau nu o să îi surprindă, nu știu, în fine. Nu trebuie deci, să mai gândiți acum când am renunțat la cariera politică, nu. Dacă îi mai surprinde sau nu. Să mă surprindă pe mine. În Uniunea Europeană, în ultimii ani, așa cum am remarcat la început, sunt cel puțin două țări care dau câteodată dureri de cap marilor, celor mari din Uniunea Europeană. Sigur, e vorba Ungaria de Polonia și Ungaria, care au avut curajul fiecare să adopte o atitudine mai suferanistă, mai bazată pe mai multă independență. Națională, naționalistă, să zicem. Naționalistă. Da? Poate câteodată excesiv naționalistă. În fine. Bun. În România a existat un curent și astăzi cred că există, reprezentat de oameni care cred că România e o țară, în primul rând, suverană, independentă și care trebuie să-și cunoască interesele. E bun, ăia de la Uniunea Europeană, când au văzut că și în România se conturează anumite tendințe de genul ăsta, au rezolvat cazurile. Mircea Geană, președinte în 2024? Posibil, da. Posibil. Eu cred că el are deja o platformă bună pe care și-a făcut-o ca secretar general adjunct. Cred că se bucură de o anumită credibilitate. Bine, de relații. Vă aștept când vă întoarceți în politică, sunt aici. Da, îți dau un telefon. Un SMS pentru început, poate să stă în direct. Okay. Mulțumesc mult și eu. Mulțumesc mult, Călin Popescu Tăricianu. A spune un politician care a trecut și nu așa oricum prin politica românească. A fost șef al PNL, prim-ministru, președinte al Senatului. O singură chestie a mai lipsit din portofoliu, din acest CV impresionant. Noi ne vedem din nou luni seara cu Marele Jack și nu numai. Până atunci vă spun ca de obicei să ținem aproape.